Neața lume, astăzi facem tot sezonul de la Isekai Suicide Squad, așa că bucurați-vă de el și începem cu cineva care mergea pe aici printre acești plebi legați la gură cu măștile astea făcute să râdă ca joker și își dă asta masca jos și zice ajutor lăsați-mă fac orice. Și era Harley Quinn mă, care le zice astora bă o să vă duc într-o nouă lume. Știa de Isekai și a dat spoilere singură. Între timp niște cercetători aici bă ați verificat echipamentul? Da mă numai ce l-am verificat. Totul este pregătit doamnă. Auto și pe Amanda Amanda aici, dați drumul. Și începe să se formeze un portal din ăsta. La ăștia legați vine poliția. Încerca să-i dea drumul ăsta, ăsta dădea de din cap la modul, bă, nu fugi de aici că e o bombă, dar n am mai apucat să fugă ca a explodat bomba. Și după aia ce să vezi, Jokerul cânta la pian într-o mașină care n-are volan. Bă, mașina asta se conduce pe, în funcție de cât de bine cânti la pian. <gânt> Îți dai seama dacă ratai o notă și făcea o stângă, intra în stâlp și merge Jokerul cu Harley Quinn cu mașina pian sau pianul mașină, nu o să știm altă care care și după ei poliția, bineînțeles, în față alte mașini de poliție, Harley Quinn în stilul ei, Caterinca scoate o bazuca și bam! S-au dus și mașinile din față, Jokerul mare șofer ridică mașina pe două roți, după aia taie sacul cu bani și toată lumea când vede că pică bani din cer, oh, haide, să <susă> adună toți băruții. Ăștia încă se chiniau să deschidă portalul, Amanda zice, mă, ce s-a întâmplat, de ce nu merge? Păi uh, nu putem, se pare că nu avem destulă putere ca să ținem portalul deschis și asta a zis, la maxim, păi cum să dăm la maxim, că moare că puterea asta, de pe un om, nu era din PC. <laughs> Și asta a zis, bă, nu contează dacă moare, n-ai tu treabă. Voi deschide poarta. Și a dat lua asta pe la 90%, a început să ia razna. Înapoi la jocorul care își conducea mașina pian, zicea că toată lumea voia să meargă altundeva, că aici nu, nu mai e fain, trebuie să ajungă în altă lume. Și alergând cu poliția după ei, Harley Quinn scoate niște bombe pe care le pălește cu băta ei, bam, direct în mașina de poliție. Dai dubios că nu pogneau alea când dădea cu băta în ele. Că de la impact nu trebuia să bubuie, că n-ai să lea. Ăștia cu portalul se tot chinuiau, jocorul tot încerca să explice lui Harley Quinn că că trebuie să schimbe cumva lumea asta și la un moment dat asta îi pune frână și zice bai să bem puțin înainte să mergem în noua lume. Doar că eu mă duc tu stai aici. L-a lăsat pe Joker afară. <laughs> și intră Harlin Bar, aruncă 50 de lei de un leu în aer și le zice salutare. Nimeni nimic, nu, nu i-a păsat nimănui. Zice Harley, dar ce e asta pomană? Dă și mie ceva de băut. Ia zi unei KJ. Păi KJ nu a venit la muncă, că e bolnav. Și asta e zice, să știi că nu există niciun KJ care lucrează aici. Hop, bam, începe bătălia. Trigă la Joker să nu intre în coace, ăștia iară cu portalul. Bă, doamne, trebuie să oprim portalul, că nu i bine, că nu iasă. Jab are o pijă din asta de metal fix pe lângă căpățâna ei. Amanda nu să oprească experimentul. Harley Quinn se bate cu ăștia destul de bine. Jokerul intră cu mașina fix în gardă aici. Venise poliția cu tunuri care nu puteau să pălească mașina lui Joker, că așa bine cânta asta la pian că lua toate curbele perfect aici. Harley a plecat din bar, s-a urcat pe acoperiș și alergând pe aici strigând la Joker, care îi spune budincă, apare tipa samurai. Ia uite -o. Ce vorbești mă direct, John Smith Shadow. Îi bagă asta lumina în ochi cu sabia și aici urmează una dintre cele mai stupide scene de bătaie. Ultimul gunoi de scene de bătaie. Harley Quinn zice, băi, eu nu știam că am supărat vreun samurai sau ceva, ce ai cu mine? Și încep să se bată, se atacă puțin până bineînțeles că o face fata samurai, pune sabia la gât și asta îi zice, vai, dar ce sabie frumoasă aveți. <laughs> și cumva mai scapă, mai se învârte pe aici, mai aruncă cu o găleată, mai dă cu scara după ea, mai dă cu niște cutii, aici rupe o țavă din perete și se bat. Da, o de bătaie atât de urâtă o să vă blas câteva poze, că nu se întâmplă mare lucru, sincer, atât de înceată și nefluidă de animația, că dă de vezi aproape fiecare frame în care dă. E super încet, dureros de încet. Până când îi dă lui Harley o bucată cu mânerul de la sabie fix în stomac, jap mort, ăștia cu portalul în sfârșit au reușit că Amanda zâmbea, pe Harley au prins-o, dar se pare că Joker a scăpat și zice Harley normal, bă, că Budinca a scăpat. Să mă aștepte că o să mă duc după el că ne va de aici. Și acum era portalul deschis, Amanda zice în sfârșit avem o nouă lume unde să să le prăduim toate resursele. Și ăsta e titlul Suicide Squad Isekai. Dar cu fontul ăsta de zici că e din 1800. 500, 200, 100 și atât. Jumate de an mai târziu, aici la Argus, venea Amanda și vorbea cu directorul închisorii. Și ăsta îi zicea, bă, nu, nu poți să iei pe ăștia, că ăștia sunt ticăloși, cei mai răi dintre cei mai răi și dacă se întâmplă ceva, de mine o să dea vina. Și ăsta îi zice, bă, vezi că eu știu că tu Pur de la azilul Arkham, încetează să mai fii stupid, ok? Și a deschis poarta, era Harley Quinn aici care băga o pizza, se uita la televizor, o ducea destul de bine, îți dai seama. Deschid ăștia ușa, intră peste ea, ce aveți, m a luat o razna. Harley Quinn ieși afară că am o treabă cu tine. Cine ești tu, mă? Și când să iese directorul îi zice, bă, dar știi că eu te-am tratat bine, nu-mi zici și mie un mulțumesc sau ceva. E, nu? Bandi picior. Ia, <găștia>, na. Mi A zis Harley Quinn că doar budincă poate să vorbească așa cu ea. După aia zice Amanda, bă, du-mă și la ceilalți, că avea mai mulți de luat, îți dai seama. Ci tare că, uite, avea o păpușă cu Joker în pat. Și se trezește Harley. Zice, oh, cine e urât ăsta pe care l-am în fața mea? Taci, bă, din gură, tu vorbești. Ia uite și pe ăsta. Bă, da, pe voce. Deci voi să acting un anime ăsta, 10 din 10. Bă, actori și O avem pe Harley Quinn, care e Rico, din Jutsu -ca dacă mai țineți minte, n-a jucat ea prea mult, că a, a murit destul de repede. Avem pe Deadshot, care a jucat în o grămadă de animeuri, dar numai gen personajul A care e rănit, personajul B care e rănit, știi, numai din ăștia de pe fundal. Peacekeeper-ul, care e și Toji și Margaret Macaron din Mașu, asta e șmecher, și au ochii din One Piece, dacă e să o dăm așa mai sus. Jokerul care este Anos Voldigout sau Goblin Slayer din Goblin Slayer sau Abel din Mașu. Deci e bine, castul principal stă bine pe voce. Și se uită Harley la ăsta, ăsta zice, băi, nu așa se tratează o femeie. Un adevărat gentleman nu ar face așa. Oh, oh, îmi place despre băiatul ăsta. Și ăsta le zice, bă, dar voi nu mă cunoașteți pe mine? Nu, nu-l cunoștea nimeni. Ia zi, mai ești vreun actor sau ceva? Și într-adevăr era un actor, dar unul foarte nepopular, rău de tot. Și mai avem și pe ăsta care e mascat. Și el nu vrea să-i se vadă fața căci că ca asta iar obstrucționa misiunea cumva. Că ei sunt aici într-o misiune pentru pace. Și apare băiatul ăsta care zice, bă, mă bucur că v-ați trezit și vă înțelegeți. Da, ne foarte bine, îți dai seama. Zine, cât mai avem de așteptat nu ajungem unde trebuie să ajungem. Și dacă avem mult de mers, nu vrei să-mi dai și mie drumul la mână. Fiecare dintre ei avea obiecții, știi, bă, dar nu pot să nu ne mai ții legați. Și ăsta zice, băi, voi aveți o misiune, ok? Una foarte nobilă. Ia, ascultați vocea zeiței și era Amanda. Și le spune, voi cinci o să lucrați împreună cu agentul meu aici, cu Adam, ca să faceți o misiune. Recompensa va fi reducerea sentinței voastre. Deci mai puțin ani în închisoare. Dar Deadshot zice, păi și de ce am lucrat noi pentru tine? Uh, poate pentru că v-am pus o bombă în gât la fiecare care explodează dacă face figuri Oh. <laughs> Poate și de asta. Plus că dacă fugiți, o să explodați în 72 de ore. Aha, deci să înțeleg că nu prea au de ales. Deci o nu prea voia, până i-a zis Amanda: băi, eu înțeleg că tu ai o fată. Ho oh, oh, ho pa și s-a supărat ăsta. Ai grijă cum vorbești. Bă, lăsați prostiile. Ok, dacă ați înțeles care e planul, mergeți după Adam ăsta." Și Adam încerca să i deschidă cătușele Harley Quinn și spune: "Vedeți că toate echipamentele voastre sunt acolo în spate. Schimbați-vă." Și în timp ce desfăcea cătușele, Harley Quinn îi zice: "Bă, da, dacă eu mă arunc pe tine, când îmi explodează aia capul, Ce zici? L-a speriat tot să pe ăsta. Dar hei, n-a zis că suntem cinci. Unul e al cincilea? Că noi suntem numai patru aici. Ce vorbești, mă? Al cincilea e chiar aici și până să zică ce unde, începe elicopterul ăsta să, să zdruncine. Când iese în față, piloții erau morți și se prăbușește avionul direct într-un copac, direct pe câmpul de bătălie, unde se băteau orice, cu ceva armată în asta de soldați. Harley să uită, îl vede pe ăsta că era mort aceea, își desface cătușile aici, într-o sabie din asta. E destul de ciudat pentru că era gen erau din ier, lanț, cum și le tea atât de repede, dar nu mai contează. Și când să fac un pas în față din avion, era să cadă, dar o prinde Deadshot. Dar cum e lumea asta aici că bucăți de pământ care stau în aer și jos e hău. Nu, nu vrei să cazi acolo. Noroc a prins o dead Ăsta Clayman bam, dărâmă ușa cu abilitățile lui. Și acum au ieșit de aici. Ce să vezi când au ieșit primul lucru, un dragon. Și le întreabă pe Clayman. Bă, dar tu ai jucat și în Lord of the Rings, că eu te, că avem aici așa un scenariu fantastic. Și într adevăr, lumea chiar pare fantastică, dar nu-mi place lumea asta pentru că dacă poți să caz, <laughs> e destul de că pot să caz în spațiu. Și acum ăștia se băteau pe pod. Magie versus orci. Bă, dar ce studio o fi aranjat să filmeze filmul ăsta aici? Ei încă credeau că au picat pe platou unui film, știi? Ăsta cu masca pe față, i ul și încerca să le explice numai că asta e emisiunea noastră pe care e. Zine și nu mai multe detalii. Nu știa, zai seama că în cel nu știa. Dintr-o dată încercuiesc orice ăștia. Încerca Playface să le explice, bă, noi am venit aici din greșeală, ziceți-ne care e producătorul vostru ca să vorbim cu el. Bă, nu știu ce să zic, zice Deadshot. Nu prea mi se pare a fi fi filmul Bă, da, e dreptate, zice Harley Quinn. Îmi place când lucrurile sunt simple și e clar că trebuie să-i batem pe ăștia. Și din spatele ei din avion iese King Shark. Și King Shark e cel mai caterincă. Nu face mare lucru, dar tot e caterincă numai cu prezența lui. Gen a ieșit acum și a mâncat pe ăștia. A început să mănânce din ei. După avem pe Harley Quinn care ia o bârnă din asta și începe să-i bată. Acum ne prezintă fiecare personaj în parte. După aia îl avem pe Peacemaker care a început să-i taie pe cu hale bardă. Apoi Clayman care cumva aici și-a activat abilitățile de Isekai e tot cu cleiul lui, dar e mai mult decât ar putea să facă în mod normal în lumea lui. A făcut nămol pe aici pe jos și s-a transformat după aia full clay și a început să-i spargă, dar așa cum arată aici în poza lui de prezentare, zici că e muzan. <guch> un pic muzan. Și după aia des a început să și ia armele, trăgea pium 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 și se întreba, bă, dar care o fi regele la ăștia, știi, ca să-l batem să ternăm. Între timp King Shark mânca nici un stret, bă, l-a mâncat într-una și zice, bă, eu cred că e ăsta. Că uite te la el cum stă. Încearcă de să tragă în el, dar se bagă unul față și atunci se urcă pe elicopter, sare și a plecat glonțul, bam, direct în el. Și când a văzut porcii, a fugit. Bă, ce naiba a fost, ce s-a întâmplat? Nu știu ce să zic, dar cred că ăsta e de partea noastră. King Shark tot mânca din ei, apare un fluture dubios care mânca din altul de pe jos. Da, anime-ul ăsta e o caterincă dubioasă. N-ai cum să-l descrii al sincer. Și dintr-o dată apare cavalerul ăsta care se uită la elicopterul lor, neînțelegând ce n-ai baiola. Se uită la King Shark care îl mânca pe unul și scoate sabia la ei. Deci a trage peste sabie, îi dă cu sabia jos din mână și încerca să vorbească cu ei, dar nu înțelegeau limba nici care. Ăsta își cheamă sabia înapoi. Mă, ce a fost asta, o magie? Și la un moment dat Clayface zice: "Bă, gata, știu. Știu ce e ăsta." Și începe să vorbească cu cavalerul. Bă, fii atent. Nu vă speriați, venim în pace. Și oricum pe mine mă plictisea lumea în care trăiam și ce să vezi, am primit acest scenariu fantastic. Ce ai mă, ai luat o razna, zice Harley, bă, tu nu înțelegi ce se întâmplă, nu vezi că avem dragoni, orci, bătaie între magie, săbi, arc. E clar că asta e un isekai. N-am a zis cuvântul. Deci începe să se certe cu Peacemaker. Rechinul încerca să-l mănânce pe fluturele la ce era. Și în tot acest timp Clayface încerca să le explice astora. Dar de seama că ei nu înțeleg nimic. Și ce crezi că se întâmplă? Bam, la închisoare. După aia în altă parte. Uite-o pe tipa asta care seamănă cu tipa care a prins-o pe Harley Quinn. E clar că e aceeași. Ce, ce să, mai vrăjim aici? Deci ăștia ar fi antagoniștii care să se bată cu protagoniștii noștri dacă Suicide Squad scoate protagoniștii. După asta, era aici așa, bă, da ultimul sat. Și mergea regina cu căruța ei și toată lumea, băi, regina, dă-te încolo. Da, ăștia împingeau pe țăran, dă-te la o parte, nu vezi că vine regina. Și mergea asta să ajungă la castelul ei care plutea. Și aici erau generalii ei, cred că, că vorbeau, iau te bă, ce bine i-am bătut pe ăștia în ultimul război, nu au avut nicio șansă. Totul datorită maestății sale care s-a dus ea pe câmpul de bătălie ca să ridice moralul trupelor. Aha, clar, clar. Între timp ăsta, bă, da, nu vi se pare iura că cetățenii regatului mor de foame? Așa și? <laughs> nu li se pare aiurea, seama. Ce vrei să zici că n-ar trebui să să recompensăm soldații noștri pentru o bătălie bine meritată? Sau ai ceva împotriva sărbătoririi gloriei reginei? Două întrebări la care nu putea să răspundă asta, bine, îți dai seama. Și într-o dată apare regina care zice, bă, voi chiar credeți că mini bătălia asta poate fi considerată o victorie? Victorie când îi batem pe toți și rămânem numai noi. Da, 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 aveți dreptate, aveți dreptate. Și ăsta întreabă, mă, dar ce facem cu oamenii ăștia? Am auzit că ei când au venit în bătălie, s-a schimbat bătălia în favoarea noastră. I-am băgat în închisoare și regina zice, bă, nu pasă despre ei, nu avem timp despre ei, dar doamnă, cred că ea am putea pune la muncă să ne ajute. Nu no, zice asta. Nu ești tu eroul care ne-a salvat nouă dată regatul? Cel care a primit armura asta de la prințesă însuși? Sper că o să aveți o strategie bună pentru mâine când ne întâlnim, desigur. Între timp ăsta care a încercat să-i spună, doamnă, nu-i luăm poia să ne ajute. Bă, n auzi <laughs> mi a spui strategia mâine. Dar v-am zis azi deja, nu, nu vă place asta? Nu i-a plăcut asta. Asta era fata ei și zice, excuse me mother, zi mă Fiona, care faza? Bă, eu cred că Cecil, băiatul cu armura care a zis planul, cred că are dreptate, m-am putea să-i folosim pe ăștia. Nu mă, nu folosim nimic, n -auz. Ok, și așa a rămas toată treaba. Prințesa stătea și se uita pe geam cu un binoclu la copii care se băteau pe bucată de pâine. Între timp ea avea aici mâncare să mănânce ca lumea, dar nu voia să mănânce, că apare cecil ăsta și zice Prințesa, de ce nu mănânci? Știi că dacă tu nu mănânci, asta nu înseamnă că copiii au ce mânca, că mâncarea asta fie o mănânci, fie probabil o aruncă sau dă tot la ea ce în regat, nu e ca și cum o donează la săraci Și atunci ai zice asta, bă, am o favoare. Și după aia ne bagă opening-ul, care e șmecher, e numai instrumental, dar e bun rău de tot. Muzica în anime-ul ăsta e 10 din 10. Și acum o vedem pe Harley Quinn, care era aici în închisoare și gardienii ăștia făceau mișto de ea, căci că ea a fost psihiatru la Arkham. Da, cumva s-a îndrăgostit de Joker și după aia s-a ales praf. Urât din partea ta, doamna Harley Quinn. Iar Harley Quinn îi zice, voi vorbeați, mă? Sunteți doar niște paznici de închisoare. Sunteți prea proști ca să fiți poliția, a supărat asta, a început să dea bătă cu curent. După aia a venit Jokerul să o salveze, zice: "Bă, Harley Quinn, ești ok?" Da, visa. Visa s-a trezit aceea, era în închisoare. În sfârșit ai trezit, mă, ce faci? Bă, ce nu mă mai place aici. Ce crezi că se întâmplă cu noi? Bă, din moment ce n-a venit nimeni să ne întrebe nimic, cred că nu prea le pasă despre noi. Eu eram foarte fericit cu ideea de Isekai, dar se pare că cine a făcut show-ul ăsta da, omul Clayface e super ca și protagonistul acestui anime. Deci cine a făcut show-ul ăsta, cine a scris povestea asta, chiar habar n-are cum naiba funcționează un isekai. Că el trebuia să aibă puterile super masive, știi, să fie mereu pe locul 1, nu în închisoare, ce facem aici? Și atunci adet și îi zice, sta mă, că eu mi-am dat seama cine ești tu, mă. Tu ești un actor care mereu schimbă scenariul pentru că nu-i place și de asta n-a auzit nimeni de el, că nu vrea nimeni să lucreze cu tine. La care Peacemaker numără, deci ăsta au numărat 12 ore de când au venit ei Problema e că dacă ce a zis Amanda e adevărat, gen faptul că ne-a băgat bomba în gât și dacă nu ne întoarcem în 72 de ore, care minus alea 12 mai sunt 60, ne va exploda capul. Deci trebuie neapărat să ne întoarcem. Bă, nu prea mi place cum merge povestea asta, dar nu văd niciun motiv pentru care să mai stau aici. Și se face clay și trece prin gratis. Doar că să vezi ce le spune Astora. Bă, să știți că de obicei în povești, în isecaiurile astea, eroul câteodată devine mai puternic când camarazii lui rămân în spate și se sacrifică pentru el. La modul că, băi eu mă duc, nu mă mai întorc după voi. Păi și ce crezi că fac ăștia? Încep să facă gălăgie. Alo, și vedeți că evadează ăsta. și îl prinde peacemaker de gât. Încerca să se facă clay ca să scape, dar paznicii au cătușe antimagie, mă. Și le-a pus și gata, nu s-a mai putut transforma. Și acum mai zic ăștia, n fraiere. Să mai pleci fără noi data viitoare. Spanaramă de anime. Bă, în ce poveste am ajuns în care niște personaje secundare ca voi stau împotriva protagonistului? Despre ce vorbim aici? Apoi erau să mănânce. Și le s-a dat aici o supă, ciorbă, cremă de legume ce o fi asta. Deci Shot îi zicea lui Clayface, zi -mă, dacă mai vadez ne și pe noi, nu pot mă, că cătușele astea mi opresc abilitățile. Și apare un dita mai ogăru care zice, băi, vezi că tu stai pe locul meu, de drumul de aici. Și a zis ăsta, mă? Că nu se înțeleg între ei. De-aia explică Deadshot că, bă, oriunde ai fi, în orice lume, limbajul din închisoare e același. E clar că ăsta vrea să ne dăm de aici. Clayface zice, bă, dacă ar fi putut să-l fi și pe rechinul ăla cu noi ca să poată să-i bată pe ăștia. Dar n-au putut să-l trezească, mă. Ăla era full după ce mâncase atunci pe câmpul de bătălie tot ce a stat în cale. Era atât de sătul că stătea pe spate și dormea, n avea niciun stres, mă. Ăsta tot încerca să le spună o bă, plecați mă de la masă că e locul meu și se ridică Clayface la el. Și îi spune, bă, tu e șeful de aici, nu? Este foarte impresionant și întreabă Deadshot și bă, tu înțelegi pe ăsta? Nu, mă, eu îmi dau seama după expresia feței și după cum se comportă lumea ce zice el. Aha, și se înțeleg atât de bine încât ogărul credea că ăsta face mișto de el și dă mare pumn în cap. Și atunci îți dai seama că a plecat bătălia. Harley Quinn a mâncat toată ciorba, poate se supără ăsta și doi să înceapă bătălia. Sare Harley Quinn pe el, bam, bam, îi dă numai castroane în gură, peacemaker îi strângea pe ăștia de gât. Când apar gărzile, erau peste ei și zic gărzile, luați bastoanele încoace și să vezi ce bastoane șmechere aveau că te ridica pe sus cu ele cu ei în celule. Bă, pe toți, gen l-a luat și pe King Shark, care săra cu n-a făcut nimic decât să doarmă și l-a luat pe sus. Cred că erau vreo patru care îl cărau, că atât de mare era. Încerca Peacemaker să dărâme poarta, dar n-a mers. Și la un moment dat zice unul, bă, cine sunteți voi că vorbiți limba mea? Înseamnă că ați venit din cealaltă lume. Și au la aici pe Rick Flag, un agent al lui Argus. Argus? Asta înseamnă că tu știi pe Amanda aia. Aha, deci tu ești Harley Quinn, cea care este gagica lui Joker. -ul. Și lângă tine e Deadshot, Clayface, Peacemaker și au pe King care dormea. Bă, voi de când ați ajuns aici? Nu de mult de ieri. A, directorul Waller a decis să trimită întăriri. Se pare că voi n-ați primit toate detaliile, bă. Nu sunteți primul grup care vine în lumea asta. Cum adică? Acum câteva luni în urmă, eu am venit cu prima echipă ca să vedem ce naiba aici. Bă, ești nebun, e unii ca exact cum știam eu. Normal că noi vrem să mergem oriunde ca să găsim resurse naturale și de-aia au venit aici. La care de ce ați zice, păi și ne-a trimis pe noi un grup de criminali de care nimănui nu-i pasă ca să te ajutăm sau să murim. Un fel de sui side Hei, a zis numele. Și ăsta zice, dar cine vă conducea voi echipa? Că trebuie să fost cineva. Bă, era unul, Adam sau Eva sau cum ai bal chemat, dar a murit când i s-a prăbușit elicopterul. A, firar să fie. Da, bomba din gâtul vostru o știți cu aveți, nu? Da, da. Și zice Peacemaker, mai avem exact 58 de ore, 29 de minute și 21 de secunde. Asta numără cum a numărat Sen mă, 3000 de ani. Trebuie să ne resetăm timpul. Unde e maneta? Ce maneta, mă? Eu nu știa că e pe timp. Înseamnă atunci, băieți, că avem un scop comun. Voi n-ați avut echipament sau ceva? Am avut, zice Harley dar e făcut clătită, s-a <laughs> făcut clătită. E bine, atunci singurul semnal pe care aș putea să vi-l dau e prin poartă. Gen dacă ajunge la o poartă și să primească semnal din lumea lor ca să nu le explodeze bomba din cap. Și atunci ce noi ar trebui să facem? Și se trezește Rechino și zice, bă mi foame. Și ăștia toți erau într-un colț. Mă, ăsta nu-i prietenul vostru? Nu e prietenul nostru. Și când să vină să-i mănânce, strigă Ric la el. Nanauie, așa îl chema. Bă, Nanauie, știu că ți-e foame și nouă ne e foame. Vezi că e mâncare după ușa aia. Se duce rechinul și trage de ușă. Ăsta îi zice, ce s-a întâmplat? Că trebuia să fie deschisă. Bă, și dă un cap nu ușă de o deschide. Vine Harley Quinn aici, ia bâta lui ăsta și bam, dă cu el în tavan și activa puterile de isekai. Cumva, la un moment dat, cu toți o să aibă ceva puteri, că se întâmplă. Le zice Eric, hai mă să plecăm înainte să se mai întâmple altceva la care Clayface, dându-și cătușele jos, zice, nu, nu, hai să se întâmple cât mai multe chestii. Și face ăsta, chei, chei din clay și deschide ușile la toți. Și încerca să le țină un discurs despre cum să preia ei închisoarea asta, dar se bagă peacemaker peste și le zice Haideți, e șansa voastră, tata caie. și toată lumea iese și începe o mare bătălie cu paznicii. Clayface îi bate, Deadshot arunca cu bolovăni, peacemaker dădea în ei, rechinul îi mânca, se bat atât de mult încât devin prieteni cu ogărul ăsta. <laughs> dar ce se bat cu niște filtre din astea de zici că erau la discotecă. Clayface își făcuse trupă de dans aici, ai bătea pe de muzică, Harley Quinn bătea cu mătura, o adevărată caterincă, ce să zic. Între timp, ăsta mergea cu căruța, că știi că i ceruse prințesa o favoare. I-a zis: "Bă, fata aia, oamenii ăia care au venit ei din lumea cealaltă. Tu ai zis că ești destul de puternic încât am putea să întoarcem în bătălia asta în favoarea noastră." Bă, da, dar nu știm nimic despre ei, de unde sunt și ce sunt. Lasă-mă cecile. Bă, cumva să pot să mă întâlnesc cu ei. Și ajung ăștia în fața închisorii, închisoare care nu mai era condusă de gărzi, era condusă de ăștia. Și îl vede Harley Quinn și zice: "Iau-te, se pare că avem companie. După aia de aici sărim în altă parte, unde era o bătălie între oameni și vârcolaci, lupi. Și începeau să atace ăștia cu magiile lor, câinii cu dinții lor și de aci din tufe să uitau ei. Suicide Squad. Deci a zice, bă, nu se pare că este destul de evident cine o să câștige că lupii au avantajul. Deși trupele sunt la fel de egale, dar lupii aveau castelul și asta era avantajul lor. Și plus că pe castel deasupra mai erau alți lupi arcași. Ăsta peacemaker încă număra, zicea că mai au 30 de ore până le explodează capul. Și cine controla pe toți lupii ăștia? Ninuma. Ăsta era. Și apoi sărim înapoi de unde trebuia să continue de când ajunge ăsta la ei la închisoare. Și apar toți în față, ăsta le zice: "Mă, vă știți mă ce ați făcut?" Îți dai seama că nimeni nu înțelegea nimic. Bă, dacă nu mă înșel, eu zice Clayface, ăsta nu e la care ne-a arestat pe noi? Ba da, mă, cred că ăla e. Începea ăștia să râdă de el, scoate sabia pe care o prinde King Shark și o mănâncă. Atunci asta știi că trage sabia la el și o trage fix prin stomac, mă. Dar ăsta se vindecă, pentru că na, puteri de isekai activate. Clayface îi pune aici un bandaj de nămol <gâng> și apare Rick care zice: "Bă, lăsați-mă pe mine că eu știu limba." Și a început asta să vorbească cu ei. Mă rog, cu ei, cu ăsta. Dar vorbea urât, că a învățat numai cuvinte urâte de la ogării care erau închisoare și zice, bă, tu ăla cu fața urâtă. Dune <gântu> du la șeful tău, vreau să vorbesc cu el. Sau ești atât de prost încât nu înțelegi cuvintele pe care le spun. Și propoziția asta este de vreo trei ori. Ești atât de prost încât nu înțelegi ce spun și de și îi zice ăsta, bă, e sigur că ce îi spui tu e de bine. Bă, da. De ce? Păi nu vezi că pare mai supărat de fiecare dată când îi spui replica asta? Și și aduce asta aminte ce zis prințesa, că bă, că stai că eu vreau să vorbesc cu ăștia. Și așa rămâne. Că după aia ajungem la castel și erau ei aici, aduși. King Shark încerca să mănânce fumul, erau niște plebe aici, unul zice, bă, deci ăștia sunt oamenii care ne-au câștigat nouă ultima bătălie. Vine regina cu fata ei, se uită asta la Harley Quinn, Brodas, același caracter dacă te uiți nii, numai că una e nebună și una nu. Cine e mă tipa asta, o prințesă? Bă, după cum arată, cred că e regina, tu nu vezi cât atronul are. Și atunci folosește regina o magie și le spune, ia mă mai zi o dată ce ai zis. Și toată lumea înțelege pe toată lumea. Maestate, zice Rick, mulțumim pentru această audiență, să știi că avem nevoie neapărat să zicem ceva. Bă, voi sunteți prizonierii mei. Cu ce drept îmi cer tu mie chestii? Îmi cer scuze pentru ce am făcut în închisoare, dar avem informații care să fie utile pentru tine. Tot ce vrem în schimb e să ne putem mișca liber pe aici prin regatul tău. Sunt sigur că ați realizat deja, dar Imperiul a devenit foarte puternic în timpul acestui război. Și asta pentru că și-au schimbat ofițerii, unii mai capabili. Pe păi da, mă, de asta știam și noi. Da, dar știați că ofițerii ăștia sunt din altă lume ca și noi? Ce altă lume, mă? Cum adică altă? Păi mai e altă lume? a, <laughs> ah, înțeleg, zice Harley Quinn, mă. Deci așa stă treaba. Deci, dacă noi nu suntem prima echipă care a venit aici, înseamnă că ăia care au venit aici te-au lăsat baltă și s-au dus să lucreze cu imperiul. E, și atunci regina zice, deci vrei să zici zici că Imperiul a devenit mai puternic din cauza că ești tu prost. E, să vezi ce întorsătură de situație, zice Harley Quinn. Și Peacemaker îi zice, bă, regina din această lume, să știi că noi vom face orice ca să ne rescumpărăm greșeala." Alege un loc de bătălie, unde vrei, ne ducem, batem tot. Și atunci zice regina, bă, Rick, te încrezi în cuvintele lui ăsta? Da. Și îl leagă pe Rick și le spune astora, atunci dovediți-mi. pune mă să lupte și dacă nu câștigă, o să-l omorâm pe ăsta. La care Rick, bă, sper că veniți după mine. Iar ăștia, da, 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 du-te, du-te, sănătate, să fii sănătos, Ric, pa, adio. Dar spune, bă, vedeți că doar eu știu drumul spre poartă, ok? O să vă explodeze capul dacă nu mă ajutați. Și Harley Quinn îi zice, bă, mi-e foame, trebuie să o hrăni și pe Nana Chan, rechinu, și hai să le dai și nou echipamentul. Și acum toată lumea se echipează cu echipamentul lor, iau Peacemaker, Muzanel, Harley Quinn, Deadshot și aparent King Shark, asta e tot ce și-a luat pe el. Și gata, ia uite, echipa este făcută. Și acum ajungem de unde ne-a dat ceva timp în urmă, uite, toți erau aici. Oare trebuie să mergem să ajutăm? Bă, nu prea, că eu zice, comandantul ăla că nu vrea ajutor de la noi. Și atunci ce naiba să-i facem? Păi, nu știu, nu mai bine îi ajutăm fără să ne ceară ajutorul ca să pară că suntem utili. Bă, nu știu ce să zic. Deci, nu prea voia să se bată cu lupii ăștia, că par destul de periculoși. Nu pot să-mi dau seama cine naiba i-a antrenat atât de bine. Știți ce, Harley Quinn, bă, n-a fost antrenat, a fost spălați pe creier ok? Uită te la ăștia din spate, nici măcar n-au luptat, dar deja au rând pe ei. E clar că ceva s-a întâmplat acolo. De unde știi tu, mă, Harley Quinn? Ah, hai să-i zic eu că am avut experiență proprie și personală. Se gândește de chat, mă, e un alt criminal care avea genul ăsta de abilități. Să fie el, unul dintre prietenii mei de când eram eu în închisoare. Și ajungă ăștia la fortăreață gândindu-se că, bă, genul ăsta de construcție trebuie să aibă o ieșire două secrete pe aici. Dacă are Clayman, pune mâna pe zid și face o gaură în el, zice. Hmm, se pare că doar atât să-mi folosesc abilitățile. Ce faci, mă nebune, vrei să dărâm tot castelul? Bă, nu neapărat, că abilitatea mea nu e așa. Puterea lui originală putea să schimbe doar forma corpului, nu să modifice cleiul din alte părți. E, dar se pare că de când a venit aici așa în Isekai, cred că și voi v-ați dat seama că s-a întâmplat ceva cu abilitățile voastre. Harley Quinn gândindu-se de când a dat -o la bătă și l-a aruncat în praznic, se pare că și puterile lui au devenit mai puternice, dar nu chiar atât de tari, pentru că n-are destulă umiditate. Auzi mă și tu, îi trebuie umiditate ca să manipuleze cleiul. Se pare că nu e o putere așa bună, zice Deadshot. chat. Ba e mă că fiecare protagonist trebuie să aibă și un defect. De exemplu, uite-te la Tom din Tom și Jerry, nu prea se înțelegea cu Spike câinele, ha? Pe tot parcursul acestui anime mai dau exemple de seriale de pe HBO, că e făcut de HBO. ul zice de Game of Thrones, zice de Tom și Jerry acum și probabil au mai fost pe parcurs. Și atunci cu stăpânul inelor, deși nu știu dacă stăpânul inelor e neapărat pe HBO. Și acum erau doi câini aici pe care execută Dead Chat, Peacemaker îi strângea de gât pe cea mai rămas. Harley le-a dat bătă. Rechinu, ce să mai zic, Rechinul s-a giftuit, Clayman și el între -a lui, aici sus pe acoperiș, era ăsta. Nu aș fi gândit ca cineva din regat să treacă de gărzile mele. Și ăsta zice, bă, prietene, nu mă mai ții minte, bă, sunt eu. Și când îl vede ăsta, era foarte supărat. Îi zice, mă, de ce ești tu aici? să vedeți ce a făcut ăsta cu el în închisoare. De zicea, nu, nu, că e prietenul meu, că eu l-am ajutat în închisoare. E, nu prea. Ăsta săracul era aici cu șobolan, că el asta făcea să jucă cu șobolanii și vin doi să se ia de el. La care se bagă deadshot și le zice, bă, lăsați-l în pace, mă, de ce vă luați de el? Probabil că e ultimul milog care putea șobolan și nu știe să facă altceva, dar și voi ce aveți să vă luați de el? Și apoi vine Decea la el în celulă și aduce o brânză din asta împuțită, îi zice, ia mă, că ți place să mănânci din aștia că e șobolan nu? Și în schimb ia fructul lui. După aia nici măcar la baie nu l-a lăsat în pace, mă, s-a dus peste el și a zis, bă, te trebuie să pari și tu mai intimidant ca să nu se mai aștea de tine și la tuns. După aia când era seara filmelor, a vrut să-i dea un film din ăsta cu șobolan, cât și că lui numai filmele astea cu șobolan îl mai fac să-i se... Mă rog, trecem peste aceste informații. Deci asta mai mult la a abuzat în închisoare decât să-l ajute. Mă, dai supărat de ce? Că nu eram prieteni. <gântu -i> da, e că prieten dacă e. Și acum folosește asta magia ca să pună câinii pe el, dar bineînțeles că fiecare se bate cu câinii, se descurcă foarte bine. Atras tras peacemaker în el, dar s-a băgat un lup în față și atunci aș mărește aceștia. Deci a atrage sus în două rezervoare din astea de apă și e numai bine pentru că Clayface avea nevoie de umezală. E na umezală. Și acum a picat apa pe jos, face groapă să cadă lupi în groapă. Peacemaker să-i dea mare glonț în cablu ăsta, se bagă bagă cineva în față, este tipa mă. Oh, zice Harley Quinn, you son of a witch. Și ăsta atât de mult a făcut groapă în castel că s-a dărâmat castelul. Ăștia soldații, mă, ce s-a întâmplat? Ce ați făcut, mă, nebunilor? Că ăsta era de fapt al nostru. Noi am vrut să-l luăm fără să-l distrugem. E, lasă mă că revine, dai cu niște scoci piși pe colo, reparați imediat. Ăștia se uitau de acasă, știi? Oh, se pare că planul tău, estate a mers perfect, exact cum așteptam. Prințesa la fel, bă, deci am avut dreptate, ei chiar ne pot ajuta. În parte era rat cu tipa spadasina și zice, bă, vezi că împăratul nu prea îi place incompetența. Da, mă, știu. O să mă asigur că nenorocitul ăla și prietenul lui o să sufere. O să-i arăt eu din ce sunt făcut și aici avea niște câini. După aia trecem la niște plebi care îl căutau pe Joker. Dar Joker îi vedea de pe telefon și zicea lui Harley, mă, Harley, știi cum fac să prin șobolani? Și eu te șobolani că încă îl căutau. O fi pe aici, o fi pe acolo, unde n-ai bai ăsta? Joker îi explica lui Harley că ăștia sunt proști, nu fac mare lucruri decât trac cu pistoalele, fură bănuții, răpesc oameni, sunt ultimele gunoaiele ale societății. Ăștia aici a găsit sără niște urme de bocanc, a, cred că e Joker și cu Harley pe aici, și apoi se trezește Harley, că ea mai are vise din astea, din lumea cealaltă. Ce faceți, bă, că m-am trezit? Ăștia cam deprimat așa un pic, Prică intreabă, mă, dar voi chiar ați făcut treaba bine? Că vorba era că faceți treaba aia și după aia ne dă drumul, nu? Mă, cum să zic eu ție, de ajutat i-am ajutat, dar poate i-am ajutat prea mult, că au distrus baza pe care trebuia să o recupereze. Eu mai degrabă sunt jurat despre timpul pe care îl mai avem. Și ce Peacemaker, bă, mai avem 12 ore și 8 secunde. Și apare prințesa. Să ce repede de Clayface la ea. O, prințesă, ce faci, mă? Vai, dar ce nume drăguț ai. Ia zi, vine de la o floare sau de unde vine? Se bagă repede de deci, ce? te mă la o parte. Prințesa lasă vrăjea la zi când ne dau ăștia drumul. Mă, nu știu. Dar ținând cont de contribuțiile voastre în ultima bătălie, ar trebui să vă trateze bine. Deși se vede clar că ți băgați în închisoare. Și după aia se uită la Harley. Și Harley se uită la ea și zice: Ia zi, mă, prințesă, care treaba? Ce ai tu cu mine? Că prea te uiți la mine. Vrei să-mi zici ceva? Lasă-o mă Harley ce ai cu ea. Mă enervează asta, mă. Că pare că vrea să zică ceva, dar e prea rușine ca să zică. Mi-aduce aminte de cineva pe care îl cunoșteam eu. Probabil se referă la ea înainte de Joker. Și apare plebu ăsta cu cheile. Bă, ieșiți că va chema Regina. Au ieșit ăștia de aici direct în opening. Îmi place opening-ul ăsta. E bună instrumentalul. Și după aia vedem niște copii care se urcă pe casă. Și se uită așa în depărtare. Bă, nu arată rău lumea, sincer. Ia uite aici. Wow, ce frumos se vede de la înălțime. Fă da, mă, dar cred că de la tine de acasă ar vedea și mai bine. Ca asta e prințesa când era mică. Tu ce mai faci, mă, fratele tău, cum mai duce? Mă, e, eh, așa, așa, așa. Ăsta era coșar. Deci că nu mai avea coșuri să curețe. Poate le umple cu ca să-i aia după aia să-l curețe. Și ăsta o căuta prințesa aia acasă că e timpul să plecăm. Oare când să o termină războiul ăsta? Habar n -am. Cu cine se mai bate data asta? Uite cu băia de lângă munți de acolo. A ajuns acasă, bineînțeles că o certa mă să zice. Am auzit că iar te-ai dus să stai cu plebi. Știi că n-ai voie, nu? Trebuie să-ți amintesc că noi facem parte din familia regală și avem altă treabă, nu ca ei. Dar care este treaba noastră, o casan? Și zice mă băi, treaba noastră este să punem capăt acestui război. Și după aia a murit băiatul, era aici la mormântului, Și revenim în prezent. ei zice ăsta, băi, este timpul să înceapă. Ești sigură că vrei să vii? Da și era Consiliul de Război. Aici vedem armata de câini pe care o vedeau și ăștia din Consiliu. Bă, atât de mulți, mă n-am mai văzut niciodată atât să adunați într-un loc. Raportați situația, plebs. Și începe asta să ne arate. Pă, fii atent. Plecăm de aici, mă rog, inamicii pleacă de aici, ajung cu acest să se bată cu ai noștri, că am lăsat și noi niște gărzi acolo, dar îți mai mulți. Și o să ne facă și după aia, ba, am intră pe poartă și direct invazie. La care Harley, alo, alo, am și o întrebare de ce suntem legați aici. Credeam că aveam înțelegerea aia unde ne dați drumul, nu? Cum îndrăznesc să vorbești Așa, tu nu știi unde te afli, mă. Și regina le spune la fel. Bă, dar ce tu pe voi, după ce ați distrus fix fortul pe care trebuia să-l recuperați. Și după aia strigă la Ric. Ia zi, mă, că ai zis tu că ai informații despre Imperiu. Ia și nouă. Mă, eu v-aș spune, dar înainte să încep, nu puteți să-mi spuneți și mie cum a început războiul ăsta și care-i treaba? Și începe să spună, bă, regatul nostru se bate cu bregat Astora de câteva decenii. Pentru o perioadă lungă de timp, bătăliile au fost așa, ca meh, dar s-au intensificat foarte mult în astea șase luni. Pentru că, fii atent, animalele de la ei s-au mutat la ăștia. I-au trădat elfii și beastmenii. Pentru că ăștia erau la ei în țară, dar cumva au trecut de partea altă și nu știu de ce. E, păi nu-l avem pe rată la care controlează. Firea ei să fie de trădători care amenință pacea, merită să moară poate nu le place de regatul vostru, că ia uite cum vă tratați eroi. <gântu -i> de țineți în cătușe. Și Rick le spune, bă, cred că rată asta i-a făcut pe ea să vă trădeze. Înapoi, în lumea noastră, el putea să comunice cu șobolanii. E clar că el a făcut asta. Hmm, păi și cum îl oprim pe ăsta și armata lui? Dar Harley Quinn, aducând și aminte de șobolani, despre care nu m-aș să jocăru un vis, se gândea, se gândea. Deci, atât îl întreau pe Rick, bă, da, dacă el a va trăda, da? De ce nu a explodat capul cu bomba? Păi nu știu cine a făcut, care a reușit să o dezamorseze fără să-mi dau seama și cred că de asta directorul Waller v-a pus vouă timp pe bombe, ca să nu mai facă manevre din astea. A, ra să fie. Bă, dacă nu aveți informații mai utile, atunci înapoi în închisoare cu voi, la care Harley zice, bă, sta mă că știu eu cum să-i facem pe șobolani și se vorbesc între ei de plan, nu ne zice nimic, dar uh, n-au suficient oameni ca să facă treaba și au nevoie de mai mulți. Și zice Eric, băi, e mai state, nu poți să ne dai și nouă o bucată din armata ta. Prințesa zice, băi, cred că ar fi benefic pentru noi să avem puțin încredere în ei. Ta, și să te bași tu și dacă fac ăștia nenorociri. Îți asumi tu responsabilitatea? Mă? <laughs> nu prea voi nici, știi? Ăsta zice, bă, că nu prea mai avem soldați, știi pe cine să-i dăm la care Harley? Cum o n-aveți soldați? Păi sunt o grămadă care-s pregătiți să lupte. Stai să vezi numai cine erau. Ia uite, Ăștia de la închisoare, mă. Harley încerca să mănânce o bucată de cărniță aici și o ia ăsta. Și zice, unde e acțiunea? uite aici și în spate. Se ridică Harley pe două butoaie ca să fie deasupra și zice, salutare, Minasan. San. Fiți atenți care treaba. Astăzi o să munciți din greu ca să scăpați de închisoare. Sau vă întoarceți înapoi, este alegerea voastră. Ce zice? Sunteți pregătiți să-i batem? Oh, da, cum spargem tot, îți dai seama. Rick îl trimite pe Clayface să facă ceva. Nanau e rechinul mânca într -una. Peacemaker stătea cu pistolul lui. Mă dar unde e Deadshot? Săracul Rick era peste puterile lui. Că și întreabă asta. Mă, dar tu par să fii soldat. Nu ți se pare iurea să lucrezi cu criminale ăștia? Dar ce ți se pare că ți fericit de situația în care vă aflu, dar n-am ce să fac. Se face noaptea, se întoarce Clayface și a făcut treaba. Acum ne arată ce a făcut asta. Și a făcut bariere din nămol cu armate în spatele lor, iau te toată lumea pregătită de bătaie. Ăsta l căuta pe Deadshot. Bă, unde e că nu-l văd? Lasă-l mă că e pe acoperiș. N-ai tot treaba cu treaba lui. Playface îl întreabă despre prințesa Fiona, dacă poate să dea mai multe detalii și spune asta că ea este cea mai de treabă persoană din castel. Nimănui nu-i pasă atât de mult despre blebi decât ei. Iar Harley Quinn îi zice: "Nu-i pasă despre nimeni, mă, este o cazană." O cazană. Toată rechinul miroase adversarii, ajunseseră. Hotel posta câți câine avea, mă, era plin. Ăsta a pregătit, bă, hai că preau eu comanda. Eu cu soldați și voi cu ăștia din închisoare. A, nu? De ce să mergem? Că nu avem nevoie să mergem acolo. Ei avea un plan, știi, dar nu, nu i-a zis planul ăsta. Nici nou nu ne-a zis planul. Și nu voiau să meargă. Ăsta a supărat, a zis, Firați, ai voie să fiți, las că mă duc eu singur. Harley Quinn stătea pe spate. Bă, este timpul să lovim cu cea mai șmecheră lovitură posibilă. Și se oprește aici șobolanul. Se uită la ăștia bariere. Ce au făcut ăștia, mă? Au luat prizonierii din închisoare ca să-i ajute. Hai că ne bată ăștia dacă e. Începe ăsta să-și folosească magia ca să întărâte câinii. Soldații deja, mamă, păi n-avem cum să bate, păi tu nu vezi cât sunt ăștia. Ne ne nenorocesc ăștia. Și vine comandantul cu un discurs din la de, oh, și în sosa sa eu, tata soldații mei. Oh, oh. Ăsta cu câinii lui și dintr-o dată ce să vezi, s-a tras glonț, glonț tras de deadshot. Și ăsta se pitește, zice: "Aha, fraier, ai pierdut șansa să mă omori? Stai să vezi numai ce te fac." Dar prostul nu vede că magia lui nu mai e pe aici, știi? Nu se mișcau câinii. Mă, ce s-a întâmplat câinii mei? De ce nu vă mișcați? Începea să înjure cu Tonia, și când se uită la toia, cristalul era spart. Asta a făcut deadshot. Asta era plan, să tragă în cristalul ăsta. Că odată spart cristalul, adio control peste câini. Pentru că el nu avea abilitatea asta atât de mare, doar că toia ăsta îl împuternicea masiv. Nu vine să cred, mă, ăștia au făcut barierele alea și au pus soldații ăștia aici ca să mă facă pe mine să vin să folosesc toiagul. Și acum câinii supărați, îți dai seama că la cum i-a tratat ăsta. A, stați, bă, că noi, noi oricum suntem prieteni, nu? <laughs> ca am format legături care depășesc puterea mea de a vă controla. Haideți, prietenii mei, dar ce să mai că încolăcesc ăștia și îl mănâncă. Și apoi. Poi la Jokerul, care explica lui Harley care i planul, că cea mai bună metodă ca să vânei șobolani și bam explodează ceva. Și când se uită ăștia, s-a spart zidul între ei și erau mai mulți, știi, gen altă bandă, altă gașcă. Și ăsta era planul, ca să omori șobolani, se pui se bate între ei. Și Jokerul țipă prin boxe, "Bă, e aici, aici, atrage, trageți. Și bineînțeles că ăștia când au auzit, a început să tragă unul în altul. Și au murit ca șobolani. Budincă, ești un adevărat geniu, zice Harley Quinn. Bravo, bă, de ce te-ai descurcat bine. A, ce, bă, că a fost doar o lovitură de la 700 de metri? pisic pentru talentul meu. Și eu te vezi, rat ăla, câte favoruri i-am făcut eu lui, ce bun prieten am fost cu el în pușcărie și m-am mușcam, am mușcat mâna care l-a hrănit, de asta mai mult îl chinuise. Și acum câinii că nu mai erau sub controlul lui rat, mă, cine s-a întâmplat, ce căutăm aici? Aia sunt cavalerii din Imperiu? Ăștia acum, bă, noi plecăm. Păi unde plecați? Păi n-am vorbit că dacă îi batem pe ăștia, suntem liberi? Apare un pleb din ăsta, comandante, am un mesaj de la armata de câini. Ce? Au zis că se predau. Ba, gata, gata. Ăștia pleacă, după aia vine mesagerul la regină și îi spune, doamnă, trebuie să vă raportez ceva. S-a câștigat bătălia. O, oh, nu vine să cred ce vești bune. Dar regina asta cu o față super panicată, nici fie să nu înțelegea ce are. Și ajung la poartă, bă, asta e aceea. Era gen super sus. Pe păi cum naiba ajungem la ea? Bună întrebare. Îi zice Deadshot la King Shark, bă, lasă-mă să mă ur pe tine. <laughs> și bă, arunci. Nu. No. Dintr-o dată începe să le licărea aceea în spate bomba. Bă, Rick, nu poți să ne ajungi cumva. No. Nu. Nu ține de de dacă vi se resetează bombele sau nu. Păi și atunci ce naiba facem? Păi n aveți ce să facem decât să vă rugați ca semnalul din poartă să ajungă până aici și la voi. Și că le zice: "Bă, calmați-vă. Dacă numărătoarea mai e corectă, mai avem câteva secunde până explodăm." Deci vrei să zici că dacă așteptați secundele astea și nu ne bubuie capul, înseamnă că am supraviețuit. Da, într adevăr un plan foarte bun, extraordinar. Și ce asta să numere de la 6 în jos, 3 2 1 și vine semnalul și se fac toate astea verzi, practic nu mai explodează. Na, am vezi, se pare că încă nu ne-au abandonat ăștia să murim cu zice, bă, dacă tot n-am explodat, nu voi e foame, că mi-e mie o țără foame. Dacă vorbești de mâncare, nanaue ar mânca oricând, rechinul Rechi este mereu flămând. Bă, stați, nu vă grăbiți, le zice Eric. Știți că bombele astea trebuie resetate la fiecare 72 de ore, nu? Hai să nu mai ajungeți iar în situația în care mai aveți câteva secunde înainte să muriți. Dacă ăștia nu v-au omorât acum, înseamnă că se așteaptă ca voi să terminați misiunea. Uh, ce ai misiune? <laughs> Cum adică mă ce misiune aia pentru care ați venit aici? Cu păzirea de poduri pe unde să aducem noi resursele înapoi. Țineți minte că ăsta e singurul motiv pentru care încă nu va exploda căpățânile. Și deocamdată, prioritatea noastră numărul 1 este să stabilim niște legături foarte bune cu regatul. Layface spune, bă, da, ai dreptate, adică nimic n-ar fi mai rău decât un film care se termină la jumătate, gen cum ar fi acum să întoarcă acasă, pentru că n-au făcut nimic. Mai avem episoade, de-abia episodul 5. Și acum se face time skip. gen se aliază cu ăștia cu regatul să se bată cu Imperiu, dar nu ne arată sau ceva, îți câteva poze. nu avem aici pasta, după avem aici pasta, asta aici cu King Shark care aruncă un pleb din asta spre Det și asta când se tragă în el, nu mai avea gloanțe. Și acum asta e problema cu care se confruntă. Că stătea aici det și zice, bă, nu am gloanțe. Păi și eu ce să-ți fac, mă, zice Clayface. Crezi că pot să-ți fac eu gloanțe magice sau să apară gloanțe de nicăieri? Eu m-am gândit că poate una din abilitățile lui de det ar fi să creeze gloanțe infinite cu magia. Că ați văzut că aici niște cai au început să li se îmbunătățească abilitățile sau să primească unele noi. Am încercat să nu-i glanțele, gloanțele, zice det dar n-am ce să mai fac. Între timp, Harley Quinn care face o inimă de gloanțe aici. Zice, ia, uite, bă, am făcut o inimă, vă place? Oh, îi pică fața lui det Shot. Eu mă bucur, zice ce ăsta, că nu mai folosește armele, că na, cu armele alea e ca și cum mai trișa. Ce să trișezi, mă, dar ce ești tu, omar cavernelor? <gură> armele sunt foarte utile, problema nu e doar la Deadshot, după cum spune Clayface, și Peacemaker și Harley Quinn folosesc pistoale. Deci am nevoie de gloanțe, neapărat. Lasă-mă, zice Harley Quinn. În cel mai rău caz, îmi dați o tigaie și vă rezolv. Ce tigaie, mă? Păi tu nu știi, mă? În toate filmele cu lui, ăla care are tigaie cel mai șmecher. <gură> și în PUBG. Am o idee, zice Rick Flag. Ce idee, mă? Păi tu știi că eu am venit aici cu o echipă înaintea voastră, nu? Și noi când am aterizat aici, nu ni s-a prăbușit avionul ca la voi. Asta înseamnă că toate resursele noi încă le avem. Păi hai să mergem și să luăm toată muniția aia pentru noi. Da, dar problema e că elicopterul nostru a aterizat pe un munte care e în partea de vest. Așa că trebuie să ne întoarcem înapoi la for prima oară. Chiar și dacă plecăm acum, nu o să ajungem până nu se face noapte. Hai, ce să facem, zice. Deci, ce am nevoie de gloanțe. Dar Harley Quinn îl oprește și zice, bă, nu vrem mai întâi să facem o baie și mergem după aia după, după gloanțele tale. Și au mers atât de mult încât Harley zice, bă, dar ce cu baia asta, mă? Nu mi-a spus și mie că durează atât de mult. Pă, aia, privește partea bună, suntem aproape acolo. Trebuie să așteptăm până mâine dimineață ca să mergem după elicopter, așa că o să petrecem noaptea aici. Și unde mergeau? Că dacă te uiți aici se vede că e fix baza aia pe care au distrus-o ei și într adevăr, uite-l pe ăsta care face parte din prizonieria aia de atunci. Bă, ce faceți, Nu v-ați întors? Pa, un pic așa numai. Eu nu mai pot de foame, mă. A, apoi numai la fix că noi dădea mare petrecere aici. Și își face asta tigaia masivă ca să poată să învârtă carnea asta cu orez, ce naiba avea aici. Și toată lumea era pe petrecere. Bă, dar care e ocazia? Păi ne-a dat ăștia niște țuică ca și recompensă pentru că am luptat bine. Totuși mi se pare prea generos din partea lor. Ce contează un țuică, ai țuică, doar nu o să lăsăm să se ducă pe degeaba. Dar nu mă așteptam ca voi să vă placă să fiți subordonații lor. Bă, prima oară nu ne-a plăcut, dar acum ne place. Adică, în schimbul ajutorului nostru, ei au zis că ne lasă să facem cu locul ăsta ce vrem noi. Nu le pasă, atâta timp cât imperiul nu are, mai bine să-l avem noi. Apoi apare și ăsta al mare, că ei se luaseră de orice ăștia mai mici. Bă, dacă sunteți răi, n-ar trebui să lucrați pentru nimeni. Dar ăsta le zice, lasă-mă că voi sunteți puternici și voi puteți să spuneți asta, dar ăștia ei mai slabi, le convine înțelegerea pe care o au acum. Și a trecut noaptea, s-a făcut ziua și ce crezi că faci ăsta? Ai de tigaia lui Harley, mă. E sigură că vrei tigaia asta? Pă, tu n-ai că tigaile sunt cele mai bune arme? Și acum așa a rămas. Pleacă ăștia cu tigaia, <laughs> cu tigaia. Și acum mergeau, dau pentru prima oară de o plantă din asta carnivoră, care încearcă să-l mănânce pe rechin și după aia scuipa afară, uite la el, cer de a Harley să moară și cu deșat. După aia se mai certau ăștia pe aici și până la urmă ajung. Uite, vedem așa din depărtare că ăsta e muntele, acolo în vârf ar trebui să fie elicopterul și deasupra vedeți că zboară ceva. E, când ajung mai aproape, ce crezi că era brăbetele care zbura? Un dragon, mă. Dragon, dragon, dragon. Harley Quinn zice, bă, dar mie de la distanță mi s-a părut ceva pasăre mai mică, nu un dragon. De ce n-ai ales să aterizezi cu elicopterul fix și am cuibul de dragon? Pe păi, da, tu crezi că eu am vrumă? <laughs> da, de unde n-ai să știu că e dragon aceea? Dar nu vi se pare că dragonul ăsta e cam prea de vreme în poveste? Adică asta ar trebui să fie bossul final și noi ne batem cu el episodul 5. E fai că mai fac și Caterinca despre anime, știi, nu se ia în serios nicio secundă. Bă, aduceți în repede o arbaletă mare, că am văzut un Game of Thrones că așa se bat dragonii. Hehehe. -he -he. True? Bă, lăsați prostile, zice Rick. Hai să mergem în elicopter să luăm armele. Și atunci Clayface zice fiți atenți, bă, că vă arăt o schemă. Și încearcă asta să se transforme în dragon, dar iese asta. vedeți păi te el cum arată. Că zice Harley Quinn, mă, ce ăsta, un măț? Nu, e un muț, cred că e un câine. Hai că e și câine și muț. Și după aia începe să facă mișto de el, de că nici măcar nu se poate transforma în dragon. Și în timp ce ăștia se cea Harley Quinn observă că, vedeți, s-a pus aici o umbră peste ea, că cineva acoperea soarele. E, ghiși cine? Nașu, nașu, dragonașu, iau -l. E, ăsta da, se ca zice Clayface. Hai că da. Și acum deși fugi. Deadshot se ascundea pe aici, dar îl vede dragonul, după aia începe să alerge după el. Harley Quinn se ferește cu tigaia pe spate și apoi cumva s-au unit toți și alergau, mă, cine naiba să facem? Habar n-am, vine dragonul, mâncă rechinul. <laughs> nu -mi vine să cred, mă. Cine s-ar fi gândit că dragonii preferă peștele? Deci, mai avea un singur glonț. Clayface face mare zi din asta ca să nu zboare dragonul cu nanaue, cine știe unde să-l ducă. Peacemaker și Curic se duc după arme, Dead și și încarcă glonțul. Deci ăsta, bă, mai aveai gloanțe? Am un singur glonț, bro, Și îl trage fix în ochi, dar să vezi la naba dragon că și-a închis ochiul, mă. Asta înseamnă că a și văzut glonțul și a și apucat să reacționeze la viteza unui glonț. Și când și-a închis ochiul, avea armură și pe ploapă, și n-a mers, n-a mers glonțul loc. Apoi îl scuipă pe rechinaș, trage cu bombă din asta în ei, dacă Clayface parează. o fi rechinul? ok, era ok, n-avea nimic. Și după aia Harley Quinn, când era să tragă dragonul în ei, și -o aduce aminte că la petrecerea seară, ăla și-a făcut tigaia mare ca să bage toată mâncarea în ea. Și asta face Harley Quinn sare, își face tigaia masivă, ia flacăra lui ăsta în ea și o aruncă înapoi. Bam! Direct aci în pod să sparge podul și pică o bucată din asta fix în cabla la dragonaș. Încă, wow! Tigaia e OP. Păi da, tigaia mereu e OP, -o. Și apoi să o atace dragonul cu coada, o ia repede de chat și fuge cu ea. Harley Quinn îi zice, bă, ia stai mă să mă duc și eu să-mi iau armă. Și acum căutau ăștia prin cutii, Eric găsește o stație din asta, Peacemaker găsește ceva interesant, că zice, bă, asta cred că o să fie de ajutor. Apare și Harley Quinn, vede o bază, ca zice, bă, îmi place. <laughs> îmi place ce văd. Dragon l a alergat pe Deadshot, că ăsta mai rămăsese pe jos. Și zice Harley Quinn, bă, ia prinde ăsta. Peacemaker îi distrage atenția cu ceva. Când să se ducă dragonul la el, hop, l-a prins Clayface de coadă. Ăsta prinde Ageu, bazuca și zice, bă, așa se omoară un dragon. Și a plecat și bam, direct în cocoașă. Și acum ardea dragonul super agresiv să-ți bate de toți banii, de, de toți pereții pe aici. Și era să cadă pe Deadshot. Ăsta s-a prins de margine și să cadă jos, că na, aici toată lumea e făcută din bucăți care plutesc în aer și noroc că l-a prins rechinașul. Și a zis, tu făcut treabă bună. Mulțumesc. <laughs> Eu apreciat ajutorul la tine. Și acum toată lumea a fericită. Bă, iau ce am găsit. aici, și Șmecher. Dar cu ce ai atras atenția la dragon? Eu te ăsta. Și avea un om. Nu e de mirare că era disperată și să lupta cu noi ca disperata dragona așa, pentru că își proteja cuibul, că era o aceea. Și zice Peacemaker, bă, Harley, ia ce să fac o omletă, că n-am mai mâncat o omletă de dragon până acum. Ce ai mă nebunule, n-ai inimă în tine. Cum să mănânci puioțo? Imediat și clocește o oh, omă. Na, a ieșit asta. Ce dragăție. Și credea că Harley e măsa, bineînțeles. O să le iau acasă, bă, nu vedeți ce drăguțe. Și i dă și un nume, îi pune numele Arthur. E, se pare că i place Arturica. Pe ce mănâncă pui de dragon? Habar n-am, cred că pește. <laughs> Săra cu King Shark falicat. atunci Eric se trage de o parte și vorbește cu Amanda. zice: "Alo, doamna directoare, Eric Flag la telefon." Bă, Eric n-ai murimă? Nu. No. Știți că misiunea a continuă cum trebuia să continue. Am stabilit relații amicabile cu regatul. Ok, vești bune. Echipa ta cu care ai venit, bă, ăștia toți s-au dus de partea răului. Ok, atunci o moare pe toți. Și cam atât cu Rick. Se întoarce înapoi la avion. Bă, ce ziceți? Putem să zburăm cu el? N-a nicio șansă. La nenoroci dragonul ăsta. Atunci hai să cărăm ce putem să cărăm să ne întoarcem înapoi. Și acum mergeau aici fiecare cu cutia lui în spate. Se pare că au atât de multă muniție că nu mai trebuie să-și facă grijă o perioadă. Harley Quinn îi zice la dragonaj, stai mă că-ți dau mâncare când ajungem acasă și dintr-o dată zice, bă, nu se pare că miroase ceva ciudat. Știți mai înainte unde petrecuseră cu prizonierii? La castelul ăla, mă rog, castel. Bază, ce naiba era. Și ce să vezi aici că era totul dezastru. Ăștia erau pe jos morți cu cristale de la cap de diamant al lui 10 băgate în ei și un elf aici care stătea să ia gâtul ăsta. Țipă Harley Quinn la el. Bă, nu, dar da i-a dat direct Saturn asta la discuții, pentru că dacă te uiți puțin la el asta, pare că e controlată. Iar avem ceva vilan care controlează alți plebs și acum s-au supărat toți și se echipează. Rick le zice, nu vă duceți repede după ei, că nu știi cât de puternici sunt ăștia. Și a plecat, o venea Harley Quinn cu tigaia și o târia așa pe jos, știi, clasicul, dar de obicei se făcea cu sabia dacă era. Dar uh, ia să scântei din tigaie, tigaia trecând peste iarbă. Că știi că știi iarba face scântei Într-adevăr foarte mult sens Și vine elfa asta să o atace Dar treci trece un glonț pe aici prin picior După aia sare Nana Chan direct așa cu un lariat Bam în gât Vine Harley Quinn să-i dea lui asta Peacemaker în spate cu pistolul Și dintr-o dată moare explozie Pentru că avem doi în puternici aici E unul care gândește Și o vrăjitoare cred că Arată vrăjitoare mai mult seamănă cu Scarlet Witch și se uită ăsta la ei, Rechidu supăra pe el și zice, bă, ce cu clownii ăștia aici, mă, n-au suficientă inteligență ca să se pună cu noi. A încercat deja să-i tragă, dar degeaba că avea scut ăsta se proteja. că altfel îți dai seama, dădea direct glonț și gata. Și apare aici pe cristalul ăsta în fața lui și zice, de ce, ce naiba mă, cu trebuie să ne batem cu și cu un cercetător din ăsta nebun? Pe ce mă, ai auzit de mine? Nu, n-am auzit nimic de tine, dar ce fel de om care arată, știe exact ca tine cu toată casca aia pe cap, ar putea să fi decât un cercetător nebun, nu? Harley Quinn le zice, băie, e destul de clar că voi sunteți cu Imperiu. Ați venit aici să vă răzbunați că v-am bătut prietenul rozătoare? Care pri... A, Rad Catcher, ăla cu șobolanii. Nu, mă, nu, nu ne pasă o despre ăla. Și Peacemaker era aici cu două grenade la spate. Nu văd de ce mai trebuie să ne batem noi aici dacă fortul vostru a căzut deja. Și s-a supărat Harley Quinn că i-au omorât pe toți ăștia care, na, erau prietenilor din închisoare. Și a zis că gata, te-ai dus. Și aruncă bombele, deci atrage glonți direct într-una. Bam, explozie dar degeaba, bariera lui ăsta e prea puternică. A și sări Harley pe el cu băta și tot degeaba nu poate să tracă prin ea. Atunci asta își comandă Elfi ca să-i dea cu o magie de vânt. Bă, deci după ce ați văzut că nu merg gloanțele, ce ai gândit? Hai că poate merge băta. O prea vă duce capul. Apare Clayface în spate cu un atac surpriză care n-a fost surpriză pentru că ăsta s-a așteptat și parează cu toți Elfii ăștia. Și acum mai pune să atace cu o magie de vânt versus Rekin. Dar Rechin nu reușește să reziste la tot vântul ăsta, nu prea și-a de deloc. Și atunci asta are vrăjitoarea pe el. Își bagă ăsta, dinții prin scutul ei, îl ia vrăjitoarea pe sus, îl învârte la gita de vreo 10 ori. Harley Quinn rămâne aici să bată cu elfi și acum îl împinge vrăjitoarea pe rechin direct într-un lac. Și te-ai gândit, bă, numai bine că e mediul lui, adică rechin, apă, e ce trebuie, dar în apă era un crocodil cred că ceva crocodil, se bate cu el, plus încă un monstru mai dubios, avea tentacule de caracatiță, dar uite fața asta, nu prea e de caracatiță. Și acum îi dădeau amândoi combinații la rechinaș, ăsta le pe box, nu se pricepea na Nana la box, l-a apălit destul de mult până a prins ăsta aici o ocazie și a dat cu el în zid, dar degeaba că venea celălalt, frate sul ăsta sau ce-o fi. După aia strâni la Harley Quinn care bătea doi elfi aici, bam bam, bătă la amândoi, trăgeau elfi cu magie, începuse de -a să le dea pistol, bam și peacemaker la fel și Clayface cu abilitatea lui bă, da, e cam mulți ăștia, cum naiba scăpăm de ei. Și Harley Quinn face mișto de ăsta, cercetătorul nebun, cum naiba l-o chema. Că e doar vorba de el, de fapt nu face nimic. Ai sigură că vrei să mă provoci și transformă ăsta toate cristale care erau verzi în roșu și fiecare începe să aibă niște coșmaruri, un fel de ghinjuțu. Clayface aici acum ar fi el actor, dar toată lumea ar de el că nu este un actor bun. Deadshot cu fiesa, iar Peacemaker cu toți oamenii pe care n-a reușit să-i salveze. Da, Harley Quinn n-a pățit nimic, n-a -a avut niciun coșmar sau ceva. Și vrăjitoarea coboară ăsta și zice, bă, nu i mai chinui, că parcă tu erai genul de om care plăcea să termină lucrurile foarte repede. Bă, da, uite, oameni inteligenți ca mine au datoria să învețe pe ratați ce înseamnă disciplina. Și ia pistolul și spune că cineva a zis la un moment dat că nu există leac pentru prostie. Și a început să-l dea glonț la fiecare om. Mai puțin un Harley. Vine vrăjitoarea la aia și zice, bă, gata, adică n-ar rost să te mai lupți, e clar că n aveți ce să ne faceți. Sare cu bâta pe ea, dă de într -una. bam, 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 bam. Nu spui tu mie ce să fac, tu lucrezi pentru imperiu. Bă, nu este doar o alianță temporară, adică nu mi-a plăcut cu Argus și nu-i ca și cum îmi place și cu Imperiu, dar nu avem ce să facem altceva. Și atunci te-ai gândit că e mai bine să lucrezi pentru ăștia și s-a supărat vrăjitoarea, a împins-o și pe Harley. Și acum Harley, cred că a rămas inconștientă, că începea să-l vadă pe jocăr care zicea, bă, Harley, ce faci mai venit în lumea asta nouă și gata, ai murit atât de repede. Nu prea se merită, sincer. Și s-a trezit cu Rick, a ajuns și că știți că e când a început bătălia, au plecat în față, că n-a sunt mai rapid. Și acum a ajuns și Ric și zice, băi, dacă vreți să nu vă sparg căpățâna, încetați. Că avea, avea el tableta cu chipurile, dar îți dai seama că ăștia și le-au scos de mult, ca așa zice și ăsta. Bă, dacă era să meargă bombele alea, le foloseai atunci câteva luni când am plecat, nu stăteai până acum. Sau dacă era, le foloseai și acum. Da, e clar că nu-ți merg. Nu, nu, că ordinele mele sunt să vă prind în viață și după aia. Aha, sigur, sigur. Ajunge și Nana UE pe scat. Bine, de fapt a adus o asta, crocodilul. Și acum gata. Cam asta ar fi bătălia, pentru că cercetătorul zice: "Bă, tu ai rămas singur. De fapt ești cu fata aia nebuna și cu rechinul, dar voi trei n avea ce să ne faceți." Așa că baftă ce să zic și ăștia au plecat. Și atunci îi zice, bă, ce s-a întâmplat? Și Harley era aici și a plângea că toți au murit. Cum mă, toți au murit, ești sigură? și se trezește Clayface și zice, bă, îmi place cum ai plâns, ai plâns foarte bine, dar poziția nu ne neapărat cea mai bună. Bă, cum n-ați murit, mă? Abar -am, nu știu, intervenție divină, nu știu ce s-a întâmplat, dar a rămas doar inconștient și își face ăsta mâna ziar și dă lu de peste ochi, se trezește <laughs> și ăsta și, și scoate glonțul din el și vezi că are magie așa verde. Cum și cristalele astea, cum folosea și vrăjitoarea Să-i fi ajutat vrăjitoarea să nu moară, n-ai să ia. Înapoi la castel, i-a băgat ăștia direct în închisoare, îți dai seama, vine Cecil, bă, am auzit veștile, ați suferit o înfrângere umilitoare. Eu credeam că dacă aveți armele voastre o să fiți practic invincibili, nu? Ăștia îl alți în camera de război. O, nu, dar ce dezastru, ce sunt cu acei elfi? Cum naiba o să-i batem? N-avem cum să-i batem. La care regina... Ce aveți, mă, v-ați panicat? De ce v-ați panicat? Ai că am pierdut bătălia, dar altceva n-am pierdut nimic acolo, nu? Că care au murit era doar niște prizonieri. Da, da, chiar mă zic ăștia. Stai mă, care dreptate, Dacă cavalerii noștri se ocupau de fortul ăla, nu l-am fi pierdut. Deci vina este aceluia care a folosit prizonierii ca să protejeze fortul fiind Harley Quinn. Ei, eu zic atunci ca acești caijini, să fie toți executați. Wow, 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 zice prințesa, nu crezi că te grăbești? Nu, pentru că această execuție va trimite un mesaj important cetățenilor noștri că trebuie să ne protejăm regatul cu propriile noastre forțe. Bă, da, da, zic că ăștia are dreptate, are dreptate, uite ce înfrângere umilitoare am suferit din cauza lor, e clar că nu ne pot ajuta. Acum vine Cecil la prințesă și zice, băi, na, e adevărat că ne-am folosit de puterea lor prea mult, dar mi se pare și ciudat să-i executăm, nu crezi că e cam mult. Și prințesa îi zice, băi, mama mia mi-a spus cândva ceva. A zis că este datoria noastră să terminăm acest război. Dar am un sentiment ciudat că ea își lasă ura față de acești străini să-i întunece judecata. Nu sunt sigur dacă pot să mai am încredere în ea sau nu. Ok, zice Cecil și care sunt sentimentele tale în ceea ce privește această situație cu executarea. Bă, nu știu ce să zic. Poate că eu vreau să cred în ei. Bine, am o idee atunci, zice Cecil. Și după ajungem la ei în închisoare, care zic, bă, trebuie să scăpăm de aici. Păi, da, zice Eric, că până la urmă e vina noastră că sunt ăștia aici și fac dezastru în lume. Cum adică vina noastră, zice de deci, tu și Argus i-a băgat aici. Ce treabă are cu noi? Mă, și apare Arturica la geam. <laughs> zice Harley, bă, nu pot să dau de buncare că după cum vezi, ăsta aici are închisoare. Bă, poate ne ajută Arturica să scăpăm, mă na era foarte dezamăgită s-au dezamăgit. N ai lea că e King Shark, dar pe nume e Nana Uechan. E regele rechin, fată. Nu o să zicem rechinul. Deci rechinul era foarte dezamăgit. Arturica a încercat să dea cu foc să topească fierul, dar n-a mers. E prea mic. Și apare Cecil și le zice, bă ieșiți. Cum adică să ieșim? Ne trimiteți la execuție sau ceva? Bă, da, dacă mai stați, aici o să ajungeți sincer. Trebuie să mai luptați o dată cu inamicul ca să vă dovediți valoarea, ok? Și să-i convingeți pe ăștia că nu trebuie să vă execute. Păi n-are rost să mai mergem, zice de chat, că deja ne-am bătut cu ei și ne-au bătut. De ce să mai încercăm o dată? Cecilie zice, băi, nu că voi ați luptat bine, deși v-ați bazat pe arme ciudate și strategii și mai ciudate, și ar fi greșit din partea noastră să vă executăm. Logodnica mea și-a pierdut viața în acest război, tu ce zici? N-ai familie sau pe cineva care te așteaptă acasă? E nu. Dar îi zice, bă, voi v-ați speriat că The Tinker, gânditorul mă, așa-l chema pe moșul cercetător nebun, deci voi v-ați speriat că ăla v a va intrat în cap și va arăta niște genjuți un nu? Așa folosește la Apare și prințesa și zice, Cecile, hai că nu mai avem timp, trebuie să-i scoatem pe afară. Ce ziceți, mă, sau nu ieșit. Și atunci a de se duce la rechin și zice ia deschide o gură. Și a încercat să-i tragă un dinte și l-a mușcat de mână. Ce ai făcut, mă? Păi am încercat să-i dovedesc că, bă, uite, dacă strag un dinte la rechin le crezi dinții înapoi mereu și vin o metaforă ca să înțeleagă că lasă, ai pierdut acum, dar poate câștigi data viitoare. Ia temă mă că mă bagă, zice Clayface. Fii atent, Nana na, Și scoate un dinte și spune că rechinii își cresc dinții la infinit, cum se învie și Phoenixul din cenușă și s-a supărat rechinul. O bă, băiatul le dă dintele înapoi. Ce a început să alerge pe aici? Harley Quinn întreabă pe prințesa e sigură că vrei să faci asta. Asta. Bă, nu știu neapărat și și aduce aminte de când vorbea cu copilul ăsta pe casă care zicea: "Bă, dar când crezi că se mai termină și războiul ăsta? Habar n-am." Soldații ăștia ne mănâncă toată mâncarea. Bă, da, că și că au ăștia bucătari care cu ei și le gătesc tot timpul. Au mâncare în tabăra lor și ne degătea se gătește. În tabăra lor, zici, a? e atât a trebuit ăsta pentru că după aia alerga ea pe aici auzând că ceva copil a vrut să fure mâncarea de la soldați și și a luat glonț. Și ajunge aici la mormântul lui și ăsta îi zice: "Pleacă de aici, să nu mai te prind pe aici, că nu mai din cauza ta. Și asta a zis și Măsa. Tu ești cea care a spus copilului că soldații au mâncare în tabără, nu? E, este vina ta. Dacă nu ai fi zis, ăla nu s-ar fi dus și n-ar fi murit. Nu mai te du în oraș de acum înainte, fă exact ce spune eu ca să nu mai faci greșeli din astea. Și la asta se gânde acum, în prezent. Oare am făcut iar o greșeală sau ceva? Iar ce ce li zice, boi? indiferent de ce ar fi, datoria mea e să fiu aici cu tine. Au ieșit ăștia din castel, se <laughs> întâlnește Harley cu Arturica. Bă, să plecăm că și-au dat ăștia seama cum stă treaba. Intră toți în căruță. Clayface zice, boi? am jucat odată rolul unui vizitiu, deci știu eu să conduc căruța. Iar Peacekeeper le zice, e deja am terminat de gândit o strategie. În tot acest timp tu te gândeai la o strategie, da. Primul și primul lucru pe care vreau să-l fac e să-l bat pe cercetătorul ăla. Și apropo de el, ăsta s-a uitat atunci în mintea lor și a aflat că trebuie să vină aici la poartă ca să primească semnalul să nu le bubuie căpățâna. Și ce a făcut ăsta? O mare fortăreață, mă. Și a zis, plebs, vă aștept aici. După aia începem cu Joker. -ul. Bă, da, are Joker ăsta niște vorbe care mereu se potrivesc mai încolo în anime, o să vedeți. Era aici pe acoperiș cu Harley și zice, bă, Harley, e o bancă aici super șmecheră, foarte securizată, nimeni n-a reușit să o spargă. Ia zi, dacă ai fi tu să o spargi, cum ai proceda? Mă, știu eu o metodă. Hai să nu. A, așa a zis Harley, bă, hai să nu. Bravo, Harley, ești foarte deșteaptă, dar eu vreau să spar banca asta. Nu pentru bani, bineînțeles. Vreau să o spar pentru că nimeni n-a mai reușit să facă asta înainte, ok? Și a zis jocorul că a găsit -o, o modalitate ca să spargă această bancă. Ok? Cum? Păi, foarte simplu. Și nu ne-a zis. Ne-am trezit după aia aici, așa, în ISK-ul nostru, unde stăteau toți și se uitau la dita mai clădirea asta. Bă, firar să fie, ăștia încearcă să facă tot ce le stă în putință ca să ne explodeze nou bombele din cap, să ne ajungem să ia semnalul ăla de aceea de la parte. Rechinul era supărat că nu putea să folosească binoclu, că na, ochii lui sunt mai depărtați decât la oameni și nu avea cum să-l folosească. Deci a se uita, zice, bă, da, el fieștea peste tot, cum ne-ai scăpăm de ei? Iar Rick, știind că ăștia -s nebun și sar de capul lor, le zice, bă, de data asta, nu mai intrați fără plan. Bine, mă, bine. Clayface, nu poți să faci tu o mapă să vedem ce e cu locul ăsta? Bă, da, cum, bă? Imediat recrează asta tot locul din namol. După aia începea deja să le explice, bă, fiți atenți, din ce văd eu, au soldați puși aici, aici, aici. 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 Și după aia Harley Quinn zice, băi, uitați-vă acolo. Și acolo era tipa și cu domnul cercetătorul. <laughs> Băi, am auzit că tipa asta le conduce grupul, dar frate, nu mă așteptam să fie aici. Nu putem să-l batem pe cap de metal ăla până nu-l separăm de tipa aia. Păi, planul perfect, mă zice Harley Quinn. Hai să batem pe amândoi și așa pot să mă și răzbun pe aia pentru ce mi-a făcut atunci și 10 din 10 plan. Iar apoi rechinașul țipă la Clayface <laughs> că ăsta se tot uita cu binoclu și zice, Dar vreau și eu să văd, bă, dă și mie să mă uit. Pe da, pe unde? Că n-ai cum. Nu e făcut binoclu pentru Rechini. Și acum întrebarea e, cum intrăm în dita mai fortăreața. Pe ce trebuie să facem, Mi zice Rick, ca să-l batem pe moșulică ăla, trebuie să-i luăm casca aia de pe cap. Se uită Peacemaker și vede o cabană pe apă aici. Și în timp ce se gândea, Harley Quinn și aduce aminte de ce a zis Joker atunci de bancă și zice: "Bă, sta mă, că eu mi-am adus aminte de când am jefuit o bancă cu budincă cean al meu și știi cum am spart seiful pe care nu-l spărgea nimeni?" Uh, nu, no. e foarte simplu, mă. Trebuie să-l găsim pe ăla care are cheia și să-l amenințăm. Că indiferent de cât de mare ar fi seiful, dacă ți-l deschide cineva cu cheia, nu mai <laughs> nu? Bă, ce idee bună, zice Peacemaker. Păcat că nu mi-a venit mie această idee. Fiți atenți că se face plan. Avem așa, Harley, King Shark, Clayface și cu Peacemaker să intre pe aici prin spate. Dar pe Clayface îl băgase în ghiozdan la rechinaș. Și Harley Quinn îi zice, bă, să nu-l mănânci pe ăsta, nu-l mănânc mă, că e făcut din clay, clay are gust sol, nu vreau să mănânc nămol, de ce aș mânca nămol? E, și Clayface, că nana UE mergea cu el prin apă. Și a zis, bă, să nu mă bag în apă, că nu merge abilitatea lui cu apă, dacă îl bagi în apă se dizolvă și moare. Dar rechinul a zis, bine, vezi că acum mă bag sub apă tot și a intrat de tot sub apă și a fost. Și acum asta e planul. În timp ce King Shark și cu Clayface merg pe aici și a prin apă, colonelul Flag și cu Deadshot o să meargă la poarta din față și o să aștepte semnalul. Colonelul o să atragă elfe aici la cabană și după aia Deadshot va trebui să se uite să protejeze echipa de infiltrare, știi, să fie ochilor. Și acum stătea Rick Flag și cu Deadshot și zice, bă, da, noi așteptăm semnalul, dar care semnal? Că nu s-a stabilit care e semnalul de dinainte. La un moment dat, râgâie rechinul. Ba, da, foarte tare, știi, s-a auzit peste tot și ce să. asta profesionalul meu ăsta trebuie să fie, cum să nu fie ăsta. Rick fugi și îl împinge de cade ăsta pe aici, fix în fața elfilor. A, fi să fie, o ia la fugă toți elfii după ei. Ce o să mai placă misiunea asta și scoate de chat o mai arma. Trage cu ea într-o statuie aici, bam. Rick cu elfii după ei. Clayface se urcă pe dita mai construcția asta. Și acum îl vedem pe moșu care zice, ce bă, bă, voi credeți că mă puteți face pe mine, mă, cu tehnicile voastre proaste? Ia chemați o repede pe ea încoace. Are treabă de făcut. Planul lui Clayface, de ce veniți aici? Pentru că s-a transformat în moș și mergea acum înăuntru pe aici, a, până apare tipa. Salut! Salut! Ai nevoie de mine că am auzit că m-ai chemat. Uh, da? Zic care e treaba atunci? Păi voiam să discut cu tine despre structura creierului, că este foarte important. Dacă e să înțelegi această conversație, vei deveni mai inteligentă, nu știu ce, hai să mergem aici în laborator să vorbim. Și acum ne întoarce mai înapoi, dinainte să pornească planul. Trebuie ăștia să răpească un elf. Ce să fie foarte simplu să fac asta, că eu, zice Peacemaker, mă voi transforma într-un elf. Cum se transformă tu, mă, în elf? Ești -ta mai tancu, ce ai? Nu mă fi atent. Și a asta o perucă de elf își dă cască ca jos și n-a te acum. <gântu -i> Bă, păi cine o să creadă mă că dita mai tancu ca tine? Ui elf, nici într-o mie de ani. chiar să fie, trebuie să schimbăm planul că nu-i bun asta. Și stai să vezi că prin un elf îl trage ăsta de ureche ca avea aceea device-ul ca să controleze prostul ăsta pe toți, moșu. Băi, am auzit că toate creierile voastre sunt conectate și asta vă face să fiți armata perfect. Dar întrebarea mea e, dacă eu te torturez pe tine, ceilalți simt și e asta și pleacă ciocanul aici, rechinul încerca să-l mănânce pe dragonașul lui Harley Quinn. Mă și încep dintr-o dată tot selfie să țipe de durere. ăsta îl dezmembra masiv pe ăsta cu ciocanul. Moșu, bă, ce, ce fac ăștia mă tratat? Duceți-vă repede la soldatul care are nivelul de stres cel mai mare și vedeți ce e acolo. După aia toți selfie au la fugă în partea aia. rignici n-a mai trebuit să tragă în ei și acum Harley cu rechinașul să-i bată. Și acum începe Harley cu să o ia prin ei. Bă, dar o animație foarte fluidă aici. Nu e a cea mai bună pe calitate, să zic așa, dar decentă, decentă. Ăsta nu înțelegea cum neaba de armata lui pierde că ăștia au venit cât 5 oameni, 6 oameni cât sunt, fără întăriri sau ceva, n-ar avea cum să-i facă. Și intră Harley pe ăsta asta. Și zice: "Ce faci? Mă? Ești pregătit și gata de luptă?" Bă, dar planul vostru e atât de prost. Că eu nici măcar nu m-am gândit că e vreo posibilitate ca să fiți atât de proști. Cred că v-am supraestimat prea mult. Dar unde e tipa cu katana? Păi nu vine. O ținem ocupat în altă parte. Ia, o tem o dată și o nevoie de ea și inutilă. Bă, gata, lasă vrăjeala, e timpul să ne batem, ești pregătit să simți durerea și sare Harley Quinn pe el, bă, și se ferește moșu de toate atacurile ei. Pe păi și spune asta, bă, alo, nu mai citi gândurile ca să-mi prezici mișcările, că nu-i frumos. Păi, da, și ce ai vrea să stau? Să stau să mă pălești cu băta. Mai s o dată înspre el, îi pune ăsta un, un zid. Cine bave el pe aceea, dă Harley direct cu capul în el. Începea să vadă artorică cum îi zbura la cap aici. Bă, și în timp ce râdea Harley râde, râde, până aruncă băta. Bam, direct în cap la moș. Și ăsta a supărat, bă, ce naiba, un m-a lăsat să lovesc în cap ca să nu mai pot să-ți citesc gândurile și Harley râde de el, ăsta atunci aș folosește puterea ca să intre și mai mult în subconștientul ei, să-i vadă tot ce era acolo și s-a dus adânc rău de tot, că o vede pe Harley de dinainte să fie ea Harley Quinn lui Joker, de când era aici și citea fișa lui Joker și Joker îi zice, măi doctor Chan, am o întrebare pentru tine. Și dintr-o dată dispare de aici și ajunge deasupra bazinului de toxine sau cu toxine unde a căzut Joker atunci, de a devenit el cum a devenit și zice asta, bă, dacă îți place de mine, dovedește-mă asta, de aici. E, și dintr-o dată se transformă chestia că gen Harley apare lângă Joker și ce ținea Joker în mână era el. Dar nu e posibil. Cum? Ce, ce s-a întâmplat aici? Nu eu trebuia să te controlez pe tine? Ce s-a întors? Invers totul. Și așa a fost. Chiar dată asta drumul a aplicat direct în bazin și iese din bazin gen înapoi în realitate. Și zice Harley, ți-a plăcut mă? Ți-a <gânt> plăcut visul? Nu prea a plăcut. Îți dai seama. Bă, mare bătă în cap. Acum, dacă l-a bătut pe ăsta, el nu mai sunt controlați. Sofia fi asta, mă, s-o fi terminat, se gândea nanaue. Ăsta, tortura de pismei, că uite te la el cum arăta, adică ah, uh, toate degetele întoarse invers. Ce vă mirați, mă, așa, că ăsta a fost planul. Rechinașul mânca un elf și a luat plata cum ar fi. Hai că nu mai avem mult timp și ne explodează bombele. Și acum, dacă ăsta moșu era dus, cumva a început să se spargă și toată clădirea. Harley fugea pe aici, că venea apa după ea. Apare tipa spadasina și zice, ăsta, bă, pentru cel mai inteligent om, n-ai fost chiar așa de Inteligent. și a tăiat capul, nu ne-a arătat, dar o să vedem acolo. Se dărâmă toată construcția asta și a rămas Harley Quinn aici, toată fleașcă și tipa Spada sina cu capul ăsta în mână. Deci Harley, bă, dar voi nu erați în aceeași echipă, de ce l-a atacat capul ăsta? Păi tot ce era bun de la el era căpățână, uite, încă l-am aici. Și pe lângă ăsta l-avea și pe Clayface, care l-a aruncat în apă și în apă a început să se topească. Și acum să înceapă bătălia, nu? Avem așa sin 1 versus Harley Quinn. Și bătălia asta față de aia din primul episod care a fost, bă, rău rău, de tot, adică no, e mult mai bună asta, e de 10 ori mai bună. Și se bat până la un moment dat când Harley Quinn patinează până aici la Clayface și zice, bă da, nu te ridici și tu, ce o să faci, o să stai ca nămolul aici toată ziua. Ro, zice Clayface și se transformă într-o sabie, și acum să plece Harley Quinn cu sabia versus tipa aia și se bat până-i taie asta arma în două, la un moment dat o pălește cu un picior direct în gură, i-a tăiat și masca de pe față și zice, ia uite mă, că ai și tu o față sub masca aia, nu e doar așa. Bă, Harley, sper că ești pregătită să-ți dau fatala aici, dar se bagă de ce și a mai trage după ea. Și acum asta își dă seama că n-are cum să mai câștige, că ăștia erau toți și ea, numai ea. Fuge și sare în apă și din apă iese că l a pe mai ăsta. E ăla. de s-a bătut atunci cu rechinașul Un episodul trecut sau când Și nu mai se duc după ei, că n-are rost, lasă că ne zbunăm altă dată. Zice Clayface, cel mai important este să ne apropiem de poarta aia ca să vină semnalul, să nu ne explodeze căpățâna, nu? Bă, dar nu poți să faci ceva cu bombele astea să nu ne mai bubuie. Nu. Dar hai să dăm de veste că misiunea noastră a fost un succes. Păi cui să-i dăm de veste și cum. Și ce să vezi ce făceau ăștia, l-a pus pe Arturică să sufle cu foc și a dat foc la Steagul Astora. Înapoi la Imperiu aici, raportau ăștia la regină. Se pare că trupele inamice au fost învinse de prizonierii noștri care ne-au scăpat. Prințesa cu Cecil, bă, nimă că a mers planul nostru, Da măsa regina nu era fericită deloc. A zis, du trupele după ea, aduceți înapoi la castel și dacă rezistă să li se taie cap. Și apoi vedem pe ăștia protagoniștii noștri care bătuseră inamicii în episodul anterior și ceilalți de la regină se cam contraziceau între ei, Știu unii ziceau, bă, dar na, e bine că i-au bătut pe ăștia, bă, e bine, dar pe de altă parte a trebuit să-i pedepsim, au ignorat poruncile maestății, păi da, mă, da, ne-au salvat și regatul, păi da, și ce crezi că asta-i face eroi, păi nu cred că-i face eroi, dar ce crezi că asta-i face trădători, păi nu, știi, se tot contraziceau între trei, până zice regina, bă, dacă ei doresc să fie prieteni sau dușmani regatului, este ceva ce a trebui să decidă singur. Și îl strigă pe Teodor ăsta, care s-a ridicat într-o super viteză și, și întreabă asta. Dar ce te speriam așa? Păi n-ai știu că o să mă strigați pe lume. Păi bă, tu ești unul dintre cei mai loiali servitori ai mei, nu? Da Bun atunci, că am o mare treabă pentru tine. Vezi ce manevră face? Se întorc ăștia înapoi în capitală și vorbeau între ei. Bă, eu parcă aș mânca ceva, ce mâncare o să ne dea și ăștia. Bă, nu știu, nu contează ce rechinașul, orice, nu mâncare să fie. Clayface zice că el ar vrea de băut, că prima dată după victorie ar trebui să sărbătorești cu o țuică. Sper să fie suficient ce am făcut acolo ca să-i convingem că, na, încercăm să-i ajutăm, nu să-i distrugem. Și când intra aici la banchet, așa credeau că e banchet, niciun banchet. Începe asta să le spună voi. Ați făcut numai chestii? de când ați venit aici. Ați vada din închisoare. I-ați eliberat pe toți aia din închisoare. Ați atacat din amici fără permisiune. Cum îndrăzniți să veniți încoace? Păi voi ne-ați chemat aici? <laughs> sper ce cazan ăsta! Dar e Teodor ăla pe care l-a pus Regina să facă toate aceste manevre, că are ea planuri în planuri. A vrut să vorbească asta mică, dar n-a lăsat Thomas, i-a zis, bă, n-ai voie să vorbești, ok? Mă, după ce că ne-am dus și l-am bătut pe Tinker ăla pentru voi ca să faci în viața mai ușoară, pe păi, damo, zice ăsta de pe scaun. Dar să vezi ce manevre au făcut, că ăsta vorbește de pe scaun, dar nu ți arată cu fața ca să nu animeze gura când vorbește. Creier. De ce să se mai chinuie să-l animeze când poate să-ți-l arate așa? Și zice ăsta de pe scaun, damo, l-ați bătut pe tinker ăla. Da, nu era tot de la voi? ați rezolvat problema făcută tot de voi, că ăla era om de la voi. Păi da, mă, da, v-am eliberat și elfi. Da, elfi pe care cine i-a prins? Tot un om, tot de la voi. Și se ridică ăsta de pe scaun, începe să meargă printre ei și tot așa e certa că au niște echipamente ciudate, sunt răi, a făcut numai chestii nasoale. Mai aveți și pe semi mutantul ăsta rechin cu voi, care ne sperie oamenii. Și Harley zice: "Bă, dar mi se pare mie sau regina voastră n-avea de gând să ne accepte niciodată." Și după aia, zice Teodor ăsta că că nu-i place machiajul lui Harley și da așa o palmă. Bă, și se supăra sără toți și până să facă ceva, l-a luat rechinașul pe ăsta și l-a mâncat. Gata. Și acum regina zâmbește pentru că ăsta era planul ei. Să-l pună pe Teodor să-i provoace cât de mult poate pe ăștia ca să facă ceva împotriva lui și după aia să aibă motiv să-i închidă. A vrut Cecil să și dea cu rechinul de a mâncat sabia și după aia a vrut să scoată sabia prin el, dar n-a apucat că a pus să sta pistol la cap și a zis stai pe loc. Lasă sabia acolo că te sparg. Ce faceți gărzi? Atacați-i pe ăștia. Și îl prinde regina pe rechin și zice: "Bă, ce păcat, mă. Nu trebuia să fi rănit pe cineva din regatul meu." Ea zice Harley Quinn: "Hai că nu e ca și cum tu l-ai pus pe ăla să se certe cu noi, nu? Executați pe toți." Dar doamna regină, nici chiar așa. Bine, mă, atunci executați numai pe rechinași, iar restul exilați de la noi din regat. A vrut des și a să tragă, dar s-a băgat ăsta cu sabia și a zis amice lasă și după a pleca rechinașul. Iar ăștia au fost exilați și afară la poartă vine prințesa după ei. Că bă, stați o țâră să vă zic ceva. A, zice Harley Cuniar, ai venit mă. <cele> ce bă, disper. Tot ce știi să faci e numai să, să ceri scuze. De ce n-ai încercat să oprești pe regina vieții să nu îl ia pe rechinaș? Pentru că voi ne-ați trimis după aia. Efectiv ăștia au eliberat atunci din închisoare și le-a zis bă, duceți-vă să mai încercați dată că de data asta a -o, o să vadă că se dai bla 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 și n -am. Mers, dai seama. Și a lăsat Harley Quinn și băta aici și au plecat cu toții. Deci a trăgea aici într-un măr, a fericiți că pusese eu să vadă dacă poate să nimeară ținta când e beat și a mers și apoi barmanul a trebuit să le dea de băut gratis, că așa era planul. Clayface încerca să le impresioneze pe tipele astea două cufunzându-se în mol. iar asta nu s-au prins care fază. El a zis că este o scenă bună dintr-un film șmecher, dar ăștia n-au văzut film în viața lor, că e un cai. Rick încerca să-l oprească pe Peacemaker să mai bea, dar asta e zice, bă, vezi că eu nu sunt ca toată lumea. Eu eu cum să fac să nu mă îmbăt. Trebuie doar să-mi țin mintea calmă și să caut pacea din fundul sticlei. <laughs> da, desigur. Apare și Harley Quinn, care avea ceva în mână. Curase piatra de pe statuia asta. Nu știu de ce am impresia că o să fie importantă piatra asta, sincer. Iar Harley vorbea cu Rick aici și zice, bă, se pare că cam atâși cu misiunea noastră, nu? Că dacă baba aia ta, care ne-a pus nouă bombele, vrea resursele de pe această planetă, iar noi nu mai suntem în relația amicale cu Imperiu, e clar că am pierdut misiunea, nu? E și acum Rick că v-am de bombele alea. Rick aici zice că Harley Quinn îi spune că o să ne explodeze bombele din cap, iar Rick zice, bă, ce bombe? Că fără semnalele radio din lumea noastră, bombele voastre sunt doar, știi, și a vrut să se dea de gol. Eu cred că bombele lor nu funcționează în afara razei de semnal. Cred că așa e de fapt și am mințit pe ăștia. Și trebuie să întoarcă înapoi la fiecare 3 zile ca să prindă semnalul. Că dacă nu, se dezactivează sau nu poate să le bubuie. Să vezi ce manevre le-a făcut cu bombele astea. Și mai vorbește puțin cu Harley Quinn pe aici, până apare un cântăreț și zice, zice, bă, vreți -o să vă cânt ceva? O, cântă, cântă. Și începe ăsta să cânte fix despre ei. Că la un moment dat pe cer a apărut o mare cutie de metal și din ea niște eroi. Dar Harley Quinn zice, bă, oprește muzica că nu-mi place. Aia nu sunt eroi. Sunt doar niște bețivani <laughs> care au fost uh, abandonați și exilați din regat. Nu mă ce aveți, bă, ăștia sunt niște eroi. Bă, n-auzi, zice Deathshot. Dacă ți-a zis te oprești din cântat, te oprești din cântat. Clayface supărat că de ce n-a cântat despre el, <laughs> nu mai aveți mă, vreun vers sau ceva și despre mine. Iar deci a ti dă direct o sticlă în cablu ăsta. Clayface îl atacă pe Deadshot și acum începe mare bătaie în bar. Că Deadshot îi spune lui ăsta, bă, nu ești tu bun să ai nici măcar un rol principal, da, bară să mai fii rău, nu știu ce piesă. Clayface îi zice, da, mai tași mă din gură, că îți plac atât de mult armele încât familia ta te-a părăsit și acum dă și trage în toate direcțiile. Menestrelul vine la pis Keeper să salveze, dar ăsta îl ia pe sus și-l aruncă, pleacă unde aici. Păi începe să alege în pielea goală, bam, îi dă un pumlu lui Deadshot. Harley Quinn aruncă un măr în cablu Peacekeeper și ăsta se întoarce și întreabă care-i da, mă, arată așa cu degetul înspre Clayface. Bă, dar n-am fost eu. Dacă zic, îți depenează cu Jackson dacă te mint. Rick stătea aici, la un moment dat își niște clei peste ochi și cam asta a fost bătălia. A doua zi se trezește Harley Quinn pe masă. Mamă, ce mă doare că Ce s-a întâmplat aici, mă? Rick îi pune apă în cap lui și le zice, haideți bă să mergem la poartă. Ca dacă nu vă bubuie bombele în cap. Și l-a lăsat pe Arturic aici, că s-a împretenit cu ceva animal din ăsta. I-a și întrebat-o Clayface. Bă, da, crezi că e ok că ți-ai lăsat dragona așa aceea? Că parcă ți despre el. Bă, da, dar dacă e să ne întoarcem înapoi în lumea noastră, nu cred că o să-i placă. Pentru că pe ei bagă înapoi la închisoare, iar pe Dragonaș cine știe ce fac ăștia. Deci mai bine lasă aceea. Ce mai putea noi face acum ar fi să ne întoarcem după Nana o să o salvăm. Dar și mai șmecher ar fi dacă unul dintre noi ar rămâne în locul ei acolo. Bă, nu zi de două ori, zice de șat, Ve vezi tu cu astea tale. Și ajung la poartă, bă, cred că vi s-a resetat bombele, nu? Și într-adevăr, așa a fost și începe să-l contacteze prin stație, baba. Îi dă ăsta raportul și Amanda Waller zice, bă, ai permisiunea să te întorci înapoi, poți să treci prin poartă. pe păi da, dar știți că King Shark n-a venit. Lasă-o, n-auzi, Gat. Gata, numai. Gata cu astea și bubuie capul lui Clayface, mă. Mort. Eric supărat, bă, cum ai putut să faci așa ceva? Păi dacă misiunea asta nu mai e bună, ce să-ți fac? Hai, întoarce-te înapoi și după aia în poarta. Gata cu lumea asta. Iar Harley Quinn se supăra se zice, a, mă, dă-mă și bubuie ne capul la toți dacă ești șmecheră. Dar uite aici pe tableta ei, la King Shark, vezi că scrie fără semnal, nu poate să-l bubuie. Că dacă nu te întorci, dacă ești din raza asta, nu poate să-ți bubuie bomba. Cred că asta e vrăjala. Și dintr-o dată se uită ăștia înspre castel și zic, bă, bubuie castelul. A luat foc, ce neba se întâmplă? Și zice să. Stați mă, doamna directoare, că mai avem o șansă. Dacă mergem acum și ajutăm pe ăștia, poate de data asta stabilim relații amicale și putem să facem o bază aici ca să luăm resurse și toate cele ce zici. Facem. Bine mă, aveți 24 de ore. Am setat bombele să bubuie în 24 de ore. Sper să reușiți, că dacă nu, muriți. Atât de simplu. Iar ăștia nu înțelegeau. Mă, capitane Rick Flag sau colonel ce era. De ce încercați să ne salvezi? Păi, na, voi în ambele lumi sunteți de ai răi, dar parcă aici sunteți un pic mai buni decât la noi. Cel puțin suficient de bun încât cineva să cânte o piesă despre voi. Tu vorbești, mă, zice Clayface. Bă, bă asta nu era mormă, cum am viat? Nu sunt mor pentru că pot să mut organele prin corp cum am chef? Eu nu știu. <laughs> și crei rușiniu și orice, nu contează. Păi și atunci dacă bomba nu merge pe tine, de ce te-ai prefăcut că funcționează? Pentru că nu putem avea o poveste fără un protagonist, nu? <laughs> Iar Ike supărat și pe regina din Imperiu și pe baba lui pe Amanda Waller. Și a zis, lasă-mă că le arăt eu la amândouă. Bă, da, zice Harley Quinn, dar crezi că ajungem până la regat? Că uite-te tu cât e până acolo, e distanță mare. Păi atunci hai să fugim. Apoi vedem pe prințesă, că ajunge aici și la camera era reginei le zici la gardieni bă mama e înăuntru e e intră asta înăuntru vede tabloul tăiat regina care stătea aici așa și zicea firața, ai voi să fiți de oameni. Aveți că toți zice oameni. Are dragi pe ea, vă zic eu. Asta nu mai e regina, mă. Asta nu mai e regina. Că dacă te uiți la cine oglindă, parcă pare că e altcineva, sincer. Și după aia trecem la Cecil, care stătea și se uita la statuie asta se gândea el, bă, dar e bine, mă, oare ce facem, cum facem aici, când facem aici? Și în același timp se auzea gălăgie și zice la plebosta, ăsta, ia deschide mă ușa, vezi ce acolo. Când deschide ăsta ușa, jap, sabie el. Hai că am văzut ce e acolo, dacă e, nu mi-a plăcut. Și apare grasul ăsta cu casca pe cap și zice, bă, încă nu m-am obișnuit eu cu casca asta, dar e destul de șmecheră. Ce zici, mă, Ce îți place cum arată? Alo, domnul ministru, ce faceți cu casca aia pe cap? Nu credeți că asta este trădare? Ce trădare, mă? Eu doar îmi îndeplinesc datoriile față de regat la ordinele reginei. Păi și prințesa unde e prințesa? Las că n-ai tu treabă cu prințesa, e bine. Și pune pe plebi ăștia doi să-l atace pe Cecil și după aia de aici sărim chiar la prințesă și la măsa care se dădea cu ruj. Dar în oglindă vezi că nu e măsa, uite, e altă ciumă. Și zice prințesa, where is mother? Păi mother nu mai e pe aici, e moartă. Aoleu, de ce ai făcut asta? Pă, fii atentă, cu cât mai multă lume moare, cu atât mai puternică devine eu. Asta e și motivul pentru care am început acest război. Și se pare că faptul că arăt exact ca mama ta, bine, i-a furat aparența, m-a ajutat masiv, mă, să pornesc războiul ăsta, Cine Ce înseamnă să fii regină? Și ea asta un, nu-i candelabru, dar e un suport din ăsta de lumânări și voia să-i dea în cap, dar n-a avut nicio șansă să dai seama că și zice regina o e așa de gâși și zice, băi, tu chiar credeai că poți să mă faci cu ăla, mă? Sabia sacră pe care ați folosit-o voi ca să-mi furați mie puterile, acum este în stomacul rechinului. Acestea fiind spuse n-a mai rămas nimeni care să poată să stea în cale. Păcat de tine că erai o fată foarte ascultătoare, mereu când ziceam ceva, făcea exact ce ziceam, nici măcar n-ai băgat de seamă că mama ta nu mai e mama ta, este o impostoare, ar fi păcat să te pierd, dar aia e și la un moment dat îi sare un cuțit în mână. Era ce uite-l cum apare și zice, prințesă, ești ok, dar cum bă, ce ai? Erai tu să fii de impostoare, cine ești? Mă, se pare că n-are rost să mă mai ascund acum, așa, așa e aproape ultimul episod. Se transformă asta, ne arată fața aia adevărată, ia uite, -o. ciumă. O, oh, nu, tu ești regele nemuritor sau al nemorților. Asta înseamnă că, da, fraiere, ex înseamnă exact ce crezi tu că înseamnă, eu am pornit războiul, logodnica ta a murit în acel război, datorită mie. <laughs> Ar trebui să te simți onorat, pleb. Și atunci Adenecaș Cecil dă cu sabia în pământ, face un cer din ăsta de magie și iese multă lumină și profită de această ocazie ca să fugă cu prințesa. Când se uită asta, ah, firar să fie, a scăpat plebii, apare ministru, mă scuzați, doamnă regină, dar mi-au scăpat plebi. Păi și? dai drumul după ei și prinde, iau-te și pe ăsta, mă. <laughs> Acum Cecil deschide aici o cutie și scoate un cuț de aur și îl dă la prințesă. Zice, ia mă ăsta, că e singura speranță a regatului acum. Și începe aia să bată la ușă, bă, bă, să aici, să aici, a venit repede după ei. Și ia asta mică cuțitul. Și aduce aminte de Harley Quinn când i-a zis că mereu face ce vrea măsa să facă. Și ăștia la ușă băteau cu, nu știu ce ăsta, un dulăpior, n-ai să lea. Și a luat, bam, direct prin ușă cu el și dă de prințesa aceea. Și zice, o, prințesă, renunță, N-are să te mai ascunzi, că după cum vezi, te găsit degeaba te ascuns dacă te găsim, nu e cea mai bună la jocul ăsta. Și asta începe să zică că, bă, eu de când eram mică mereu m-am convins că mama mea știe ea ce trebuie eu să fac. Dar am greșit. Asta e viața mea, nu e viața ei. Ce ai, mă, prințesa, a luat-o Tu ar trebui să te bucuri că o să devii un sacrificiu de dragul acestui regat. Și se întoarce asta vopsită ca Harley Quinn. Și zice, nu mai vreau să mă abțin. I'm done. Și bam, bâtă păstă cap direct la ministru. Apare Cecil de aici cu sabia. Mm. Nu mai e nimeni, mă. <laughs> Între timp, prințesa... Bă, 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 îi dădea numai bătelul ăsta pe spate și zice, Cecile, fii atent, e timpul să luptăm împotriva Stora, adună toate trupele care e vii, să-i batem pe ăștia nemorți. Ok, facem, ce să mai... Și acum regina, prințesa nebuna Naiba Soia, să începe să-și folosească magie. Se face tot cerul așa întunecat și după aia din toia gostalie ieșea niște praf de stele, magie licurici și încep să învie nemorții. De aceea și-a sat Și țipau toți oamenii, A, oh, nu, o să murim. Și asta zice, da, țipați, țipați, că mi-e îmi place, e muzică pentru urechile mele. Și acum aș face o proiecție din asta, să vadă, știi, tot satul și le zice, voi v-ați petrecut toată viața slujind o regină care nu merita? e o să muriți pentru asta, baftă plebs. Și după aia apare și prințesa și zice, no, 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 să nu vă fie frică. Pentru că fix asta vrea ea, cei care vreți să luptați, veniți în coala castel că noi o să ne opunem ei. Gata, până aici ți-a fost miel și s-a supărat regina, zice, bă, cum îndrăznești să mi te opui și scoate toată apa asta de aici și începe să o ridice așa în sus pe castel, bă, și a intrat apa prin castel, ni, ni. Ni, Ni, ultima poză, castelul care o luase razna. Pe valurile astea de apă era crocodilul ăsta sau ce și zice, ia bă prințesa, mare cină ce fac din ea, dar peste crocodilul ăsta se bagă rechinul mă. Da mă, rechinul este viu, haută mă, Și zice, bă, tu n-ai voie să o mănânci pe Harley. Iar prințesa strigă la el, alo domnul pește se uita asta, bă, tu Harley nu cine tu? <laughs> și regina îi zice, bă, prințesă, degeaba te-ai vopsit, că nu devii mai puternică doar că te-ai vopsit, ok? Nu vezi că n-ai ce să mai faci, castelul o să se distrugă cât de curând. Și atunci zice, prințesa, lasă că eu te privește partea bună, nu sunt singură. Și bam, apare echipa. Zice Harley Quinn, ghici cine este aici, tu, schelete, plajă. I-a zis schelete plajă. Firața, ai voi să fiți îndrăzniți să vă băgați în planurile mele toată ziua, bă, mi-a stricat toate planurile. A, fira să fie, zice Dead uitându-se pe stradă la toți scheleții ăștia. Zici că a venit finalul, mă, apocalipsa, armagedonul, toți draci. Se uită și la prințesă, o vede că e machiată, zice, mă, ce cu asta m-a luat o raznă? Harley își făcea freza, zice, n-aveți, mă, o oglindă să văd și eu dacă m-am aranjat bine aici sau nu? Peacekeeper zice, a, e clar, dacă o are pe Harley ca și model, sistemul de învățământ a dat greș în țara asta. Bă, Ric, tot ce trebuie să faci să o batem pe regina aia, nu? Da. Se uită și îl văd pe rechin. Bă, nu i Nanacean. Ia uite, uite, că i viu, dar pare că are nevoie de ajutor. Ce o să facem? Păi, prima oară ar trebui să o salvăm pe prințesă. Zic să ne împărțim în două echipe. Și Clayface zice: "Bă, eu mă duc la prințesă. Deadshot și cu Harley Quinn rămân să se bată cu zombalei." Rick îi aruncă un ochi toki din ăsta lui Harley Quinn și zice: "Bă, dacă e ceva, mă sun pe ăsta și vorbim." Și acum că s-au făcut echipele, Harley cu Deadshot încep să se bată cu zombalei. Trage și după regină, dar Regina o sumonează pe Enchantress. Vrăjitoare, iau Asta nu prea voia să se bată. De azi Regina, bă, știi ce se întâmplă cu tine dacă nu mă ajuți, nu? Și na, a început să se bată cu ei. Prințesa i-a zice lui Cecil să se ducă să-i ajute, pentru că tu și cu ăștia sunteți singurii care mai puteți salva imperiul acum. Skipper și cu Rick se luptau cu ăștia. Clayface a transformat în dita mai monstru de Clay, se bătea și el cu ăștia. Apare tipa cu sabia și zice: "Hopa, se pare că eu și cu Rick va trebui să ne batem cu tipa asta." Iar Rick îi zice: "Bă, din moment ce tu nu mor de la o tăietură de sabie, eu zic să te arunci tu primul Ok, și își transformă ăsta mâna în sabie. Rechinașul se bătea cu crocodilul pe aceea pe sub apă și a vrut să-l atace gen cu un atac. S-a dus rechinul așa torpilă înspre el să-l mănânce, dar apare fratele lui ăsta, Baracuda, ce naiba e, Levaiatanu, nu. și-l ia pe rechinaș, mă, le ia în gură și la aruncă de... Și apoi are crocodilul pe el, îi dă o lovitură și ce gata, un rechinaș, ești mort. N-ai cum să câștigi, fraiere, nu vezi că suntem 2 versus 1. E, și aici apare Skipper și zice America, mother tracker <laughs> și sare steagul pe ei. Ăștia tot încercau să tragă în antreasă, dar asta are scut și după scut aruncă cu bolovân după ei și ce Harley Quinn, bă da, tot ce facem e să fugim, nu putem să o atacăm. pe păi, da, tu nu vezi că nu putem, că ne atacă cu bolovând și iese Harley și zice, da, coboară jos dacă ești șmecheră. <laughs> coboară, dar de ce ar veni, că doar nu e proastă și începe să dărâme o mare casă pe ei. Clayface și-o ia de la tipa asta și asta nu vrea să-l omoare. Zice, Eric, bă da, de ce nu-l omori? Păi da, de ce să mă omoare, mă, -o, cu cine țiți cu ei sau cu noi? <laughs> și după aia și fuge asta. Și au început să alerge după ea. Ăștia n-a căzut casa pe ei pentru că a oprit-o dragonul, Îl mai țineți minte pe Arturica lui Harley Quinn? Nii numai cât a crescut, mă. Când îl vede Harley zice... Party, tu ești, mă? Hei, ce Fa, băiatul ce ai crescut. Și acum începe să se bată dragonul cu Enchia Numai bine că și ăsta zboară și se bat în aer amândoi. Ăștia trăgeau aici după zombalăi până rămân fără gloanțe. Harley bătea un zombalău din ăsta, mă rog, schelete cu o mână de a lui, cred, sau ceva, armă tot de la scheleți. La un moment dat își dă un atac cu magie și și aduce aminte de la închisoare când a făcut același lucru și zice, bă, asta stai -mă așa un pic. Ca. Și scoate cristalul ăsta și zice, bă, eu știu ce asta, asta e magie. tu te bă și începi tu să vorbești ca ăla cu clay cu magie, nu există magie nu, ia fi atent. Și își pune cristalul pe pistol, începe să lucească pistolul și pune ținta pe înceantreasă și după aia mare glonț, bam, direct prin garda lui asta fix în gât. A, ah, nu, gâții mei. <laughs> S-a supărat în ce să atrage, blochează dragonul cu foc și s-a întâmplat o mare explozie aici. Deci a să și acum că e înconjurat și nu mai are gloanțe, bă, și dintr-o dată apare Cecil cu două pistoale, Cecil care era mare hater pistoalele lor, bă, și a început să tragă în toate direcțiile că era să-l polească și pe Deadshot. Zice lui ăsta, bă, ce cu armuraia? aia? Păi asta e armura eroului legendar, mă. Asta mă vrăjeala, ia zis, plac pistoalele mele. Bă, e bune. <laughs> e bune rău de tot. Harley Quinn acum se bătea cu ea i-a dat un glonț aici în picior de a da cu ea pe Asta și după aia se pune direct pe ea și zice, ia zi care e treaba ta aici? Și în spate apare și dragonașul. Na, ea și joacă poza asta aici. Deci, ceantrea asta nu zice nimic, dar își dă seama Harley Quinn că ceva nu e în regulă între regină și ea. Plus că atunci când a tras cu pistolul, ea e cea care a oprit gloanțele ca să nu moară. Și zice, băi, eu am impresia că cineva, undeva, cândva, aici este treaba de ostatici. Și așa a fost. Pentru că Clayface și Curic se uită aici la un schelet care ținea înăuntru pe în Nu ți se pare mă asta seamănă cu enchantrea Sunt se cu e. Uite, asta râde aici. Deci cumva asta mai mult te-a ajutat, bă, decât să le facă rău. Era aici și a prințesa a încercat să vindece un pleb aici a Peacekeeper, aici a Clayface cu Rick și cu scheletul ăsta să o scape pe Enchantreasă, aici a Harley Quinn cu Enchantreasa și cu Dragonașul și ciuma de villain care zice, haha, în sfârșit această lume va fi a mea. Și Clayface îi zice lui Rick, bătrâne, să mergem să o salvăm pe asta. Unde mergem o să salvăm? Nu vezi că e băgat într-un dinozaur schelete de la, Păi da, mă, dar tot trebuie să o salvăm. Și acum se duce Clayface, se transformă într-un dragon. El vrea să-l sperie pe ăsta, dar nu s-a speriat deloc. Nu doar că nu s-a speriat, dar și ce pus să-l muște de cu Astea pe aici, pe la burtă. Au, ficați mei, nu, nu mai mușca. Și în același timp, Rick încerca să salveze pe încea și asta a făcut. A scos-o de acolo și a pus o bombă la dinozaur și la spart, ca aparent ce 4 bate dinozaurul schelet. Și acum încea că cumva de la explozie a scăpat lui ăsta în copac și o dorea capul pe asta. Și zice lui Harley, bă, nu mai da, ce? Dar nu ți-am făcut nimic, bă. Și se ridică asta în aer să se uite, știi, să vadă care îi brânește corpul. Și după aia o sună pe Harley, bă, Harley, câfă, Bă, cam am puțină treabă acum. Unde ești? Că am prins ceva ce noi credem că e în ce are nevoie. Ia veniți, mă, și aduceți-l încoace, zice Harley Quinn. Păi, da, să știi că o să fie cam greu să o aducem până aici și după aia au închis așa random. Și zice Harley, bă, da, bici, ce aia? A furat ceva de la tine, nu? Privește partea bună. Noi am furat de la ea, am furat furtul <găși> și acum îl aducem înapoi aici la tine. Nu vrei să ne ajut să o batem pe tipa aia că ești prea tânără și prea frumoasă ca să stai în echipă cu zombalele ăștia. Acum aici am trebuit să a, a am vrut să-i ajute, dar vezi pe ochii aici că încă e posedată de aia bătrână. Ăștia fugeau cu ea, dar uite-te tu cum o duceau. Adică a o prin pământ, prin bolovan de stătea asta aici, a, stomacul, genunchii, capul, o durea totul. Dacă eu iau tărau pe jos și ea simte tot ce simte corpul ei principal și scheletul învie. Păi, dar nu l-am spart înainte cu bomba. Nu zice Clayface, toată lumea știe că scheleții se refac înapoi. Ori le dai foc, ori le, nu știu, le să faci cumva să le distrugi oasele, că altfel se reatașează înapoi. Mă, și aici panorama iar alergând cu ea, Clasic Tom și Jerry fază. Când a venit pe lângă copacul ăsta, în loc să facă stânga sau dreapta, i-au mers tot înainte și i-au tras-o asta cu capul în pom. <laughs> Na, oleu, zice, bă, fiurați, ai voi să fiți numai dați damage. Aici a dragonul să-i spargă pe ăștia doi cu un dragon beast bomb, dar a fost tăiat în două de tip asta, mă. Na, cumva asta îi ajută mereu. Bă, de cine ai salvat? Lăsați-vă vrăjeala, vă așteaptă Harley, nu? Duceți-vă repede la ea. Și Clayface zice, a, gata, -ș. Gata, m-am prins, știu care-i faza, bă. Vino mai târziu pe la castel ca să te recompensezi. Și a plecat asta, îi zice Eric, pă, ce s-a întâmplat aici? Păi, bă, tu nu stai tu seama, mă, dar e clar că îi place de mine, mă. Și de-aia ne-a ajutat. Aha, sigur, zice Eric, da, da. Și acum ce facem cu tipul asta? O cărăm iară pe jos până la Harley? Nu prea putem, că sunt și scheleți pe acolo. N-ai cum să te ferești de toți cu aproape un cadavru după tine, că nu-i moartă, da, na. Peacekeeper încerca să tragă cu pistolul pe sub apă. o prea merge, îți dai seama. Și îl prinde levaetanul ăsta, iar crocodilul îi zice lui Rechinaș, păcat că ai prieteni care nu sunt capabili să respire sub ape ca să te ajute. Jap îi dă un pumn, doar atații ca tine pot să fie prieten cu oamenii aia slăbănogi. Niciodată o să poți să ne bați pe noi. Nu-i așa, frate? Și când se uită, frate, frate lângă frate, nu e frate lângă frate. Iese ăsta din apă, ce să vezi, peacekeeper îl gâdi la posta, pe la branhi. Alo, băiatul, ce faci cu fratele meu? Dacă vii mai încoace, îl strâng de la putele. Stai, 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 bă, nu dă de <gângh> Și atunci iese rechinașul și zice, iau-te fraier, na, mai zici ceva de prietenii mei. Prietenii mei sunt inteligenți. Și n rechinașul a început să le am pumni, ăsta dă și el înapoi. Piskipper zice, bă, ți-am zis, numai dacă lomor omor pe ăsta. Și a zis, ai, n-am timp să stau pentru slăbănogi sau după slăbănogi. A, când au zis frasul să moară de năcaz. atunci Piskipper îi dă drumul lui ăsta. Și zice, o, frate, ai scăpat numai bine că noi doi suntem invincibili sub apă, dar frasul supărat pe el că l-a făcut inutil, l-a mâncat. Și cam atât și cu ăștia. Iese rechinașul din apă, zice, eu nu câștigat lupta. Eu prea slab, tu nu ai nevoie de eu slab. Ba da, am nevoie, zice Peacekeeper, că trebuie să mă duci pe malul celălalt, că mi-e nu-mi place să not căm consumă prea multă energie. Nice. Gata, echipa s-a făcut. Cecil aici cu death shot. Îl întreabă, bă, dar ce a fost cu explozia? E o grenadă, mă lasă, nu trebuie să știi tu. și acum mai două bucată din armură, că Cecil era rănit aici. I-a rămas o jumătate de sabie înăuntru. Și spune să protejeze regatul și pe prințesă. Bă, nu, Cecil, hai că mai poți, dar nu mai putea. Și dă ăsta de năcaz cu mâna în armura asta și începe să o ia razna. Wow. Ia stai mă așa. Și încep ăsta acum să transforme, dar stil de la de anime transformare, de se dezbracă, încep să-i crească haine peste el. Și-l avem aici cu bucăți de armură, iau Când a plecat glonțul acum, masiv, masiv, zici că te joci Swarm de pe LOL sau Vampire Survivor sau ceva și ți-ai băgat de 5 ori într-o armă. <laughs> și ai dat și Evolve. Și aduce aminte că i-a zis Circil că armura asta este de la eroul legendar ca așa are o grămadă de magie în ea. Oh, păi bun, au ce față are de chat. Păi ia așa. <laughs> asta, îi zice la cealaltă cu săbile, bă, da, mă ajut și pe mine sau stai să te uiți? Bă, stau să mă când îmi place să mă uit, sincer, frumos aici la voi. Harley Quinn se toferea de înceantreasă că trăgea după ea, îl cheamă pe Arturica și începe să zboare, la un moment dat dau așa atac în atac și zice Harley, bă, stai mă, nu mai dădea n că vrem să fim prieteni. Ce să fim prieteni? Că la un moment dat amețește înceantreasa. De ce mă întrebi? Pentru că, cum s-au gândit ăștia socare, s-a făcut Clayface mare bilă de nemol și a băgat-o pe asta și să învârte. Și s-a învârtit de a luat-o dragi pe asta. Și a dat seama asta are Aia, că ăștia vor să unească corpul cu pantoma lui aia. și zicem, nu-i bine atunci, fii atent că chem scheleții ăștia ca să vă întârzie și acum Enchantrea sa să vină să-și ia corpul și a la mare glonț de la Deadshot și cumva cade și Harley și ea peste Clayface. Dar întâmplarea face că a picat gen fix în corpul ei și a luat corpul și a dat drumul la magie, zice Harley, wow, e frumos așa. Bă, acum că nu mai ai niciun motiv să mai stai cu bici, Chan, nu vrei să ne ajut pe noi să o batem? Nu, no. eu sunt aici doar ca să mă răzbun pe ea pentru că m-a folosit în acest timp. A, păi bine, e, e, bine și așa. Zice Clayface, a, ce ăsta, mă? Ești din aia, țundere din aia? <gântu -i> S-a supărat asta, rea, mă, și a dat de mâncare la toiag mâna ei. Că a zis că legatul ăsta acum îi aparține ei și hoardelor ei de nemorți. Și a început să-și modifice scheleții ăștia, să-i facă și mai urâți. Pistolul Harley nu mai le dădea de meci, dar pistolul dă de ce le dădea de meci? Că vine ăsta cu toată armura de pe ce cilmă. Wow, zice Harley, bă, dar de unde sportumă. mă? Ai pene, arată-mă penele dacă ești mec. N-am dar v-am adus cadou la fiecare Și le-a dat la fiecare câte o bucată de armură De unele le-a luat pe Le-a le luat de pe Cecil mă Hai să zicem că doarme E mort? Nu, nu, nu Chiar doarme Și uite la aici pe Cecil dormea și Harley Quinn supărată își pune casca pe cap și acum începe transformarea aia. V-am zis, transformare din aia clasic anime și aude cum arată la final, cu tot cu hienele ei. Și după aia și Clayface se transformă, și Rechinașul se transformă, și Peacekeeper se transformă. Are un pistol ăsta, sabie. Wow, zice Eric, dă vă încolo cu puterile voastre. <laughs> și acum au rămas ei versus hoardele de scheleți. Și le distrugă ăștia masiv. Începe Deadshot, mare val de gloanțe, Harley alerga cu hienele pe aceea după ei pistoale, rechinașul putea să nuate pe pământ, acum bine sărea din cercuri din astea magice, dar Diana ne noroci pe schelet. Clayface trage cu 16.000 de proiectile, Peacekeeper, piciorul dreptății, gen toată lumea a, a spart cheleții al norocit. Până la un moment dat când Clayface bagă mâna în pământ și zice: "Ia, mă, luați puterea asta din Isekai, bă, și scoate lavă." A dat drumul la lavă după ei, dar scheleții fiind schelet se ridică. Nu fi fira să fi ce mă disperă, ăștia trebuie să omorâm pe tipa aia care controlează și dintr-o dată apare Enchantreasa și zice: "Bă, plecați și o pe aia." Atunci poate o să zicem că suntem egali. Ok. Au plecat ăștia în depărtare. Vedem pe să cum dădea cu norul ei de fum. Și acum a încercat de cea să tragă în ciuma asta. Dar naiba trage ea după ei cu o grămadă de proiectile. Îl pălesc pe Arthur și cad dar norocul lor e că pică fix aceea la prințesă și asta zice, bă, mersi că ne-a salvat, sunteți ok? Da, cum v-am salvat? Păi i-a salvat că a picat fix pe scheleții din fața lor. Și Harley acum o vede pe prințesă și zice, mă, ia e mă, și o țără. Bun machiajul ăsta, mare fan. <laughs> da, 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 îmi place, îmi place. Și acum ăștia se băteau pe aceea și aer cu ciuma și zi la prințesă, nu poți mă să ne ajungi și pe noi cu magia ta? Bă, nu putem pentru că asta poate fi omorâtă numai cu sabia aia sfântă, dar nu știm unde e. Las că știm noi unde e, zice Harley. Asta i-a mâna și zice, bă, tu știi, magie, mă. Ia vino să zic eu planul cum să o batem pe ciuma asta. Și acum a încercat Deadshot cu Peacekeeper să se țină la tipa asta, dar bă, ea într-o serie de pumni. Amândoi nu au avut șansă nici care. După aia vine Clayface să-l învârte și pe ăsta, n-are șanse. Vine Rechinașul. Nici ăsta n-are șanse, deci cam invulnerabilă tipa deocamdată. Ce vă credeți că dacă ați împrumutat puțin din puterea armurii, gata, câștigați? Bam, îi dă Rick. Rick, mă, cu un pistol din ăla normal, un glonț. După aia vine Harley Quinn călare pe dragon. Și acum asta fugea cu dragonașul, atacul tipei brele vine după ei, mai protejau a ei cu atacurile lor, până când o prinde de gât asta. Mă. Și zice, e, fii atent ce manevră să-ți fac, o să mergi prin regatul meu la infinit, când mori, te înviu și tot așa și tot așa la infinit. Dar asta râde și zice, bă, ghinion, pentru că nu era Harley, era prințesa. Și atunci ea zice, sabia mea vino la mine, iese din rechinaș, direct în gât la asta. Na, și a tăiat căpățâna. Și după aia schema schemelor, asta cădea așa gen cu capul în jos și zice ai tu să fii împărate că mai mințit și după aia vine Harley cu o mare viteză cu băta și a plecat mare bătă în cap și o mai explozie de gata a trecut și toată ceața a venit lumină s-a făcut zi. Și acum stătea la rând aici Harley Quinn să i se dea recompensa. <laughs> Dar citește Harley pe pergament mă ne a scris aici avere că nu înțeleg bă nu înțeleg nimic. v scris un doctor aici că nu înțeleg nimic. N-aveți să -mi și mie ceva de mâncare mai bine sincer. Ba da, mă zice prințesa. Ți-am pregătit de mâncare și ție și lui Arturică. O, Fiocean, mulțumesc. Ma, a spart asparto pasta când a zis Fiocean și a plecat cu toată echipa ei. Ric îi zice: "Bă, mă scuzați că ăștia sunt așa." Lasă-o că te înțeleg că așa sunt și ai mei. Și acum prințesa Tor rămăsese cu gândul la Jehusbo, Fiocean, bă Fio băiatule. Bă, și acum Ric vorbea la stație, știi, cu Amanda. Zice: "Bă, misiunea noastră e gata, am reușit să stabilim legături favorabile cu ăștia, putem să venim după resurse, dar ce facem?" cu misiunea principală. Încă e în desfășurare. Eu am văzut-o pe Katana în Imperiu, nu înțeleg cum este posibil așa ceva. Ce să vezi, Katana era lângă Amanda Waller. Hop, 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 hop. Și după aia ca să vedem că pe aici mergea unul care se tot transforma. Uite, l-avem aici pe ăsta dată. După aia l-avem pe ăsta a doua oară. După aia pe asta. Și la final, după toate transformările, era Jokerul. În caz că te întrebai de ce tot apare Jokerul, dar n-apare Jokerul niciodată, că mereu era în amintirile lui Harley. E, uite că ăsta de fapt a fost aici în tot acest timp. Zice Amanda, băi, eu cred că ăsta a luat înfățișarea Catanei doar ca să ne saboteze misiunea. A mers pe aici pe la ăștia prin lume, s-a deghizat intenționat în persoanele mai importante ca să ne băze nouă misiunea, mă. Oricum nimeni nu poate să înțeleagă ce va trece prin capul acelui nebun. Rușia asta. Lasă că în sezonul care vine să-l trimită pe Batman după el. Și a zis Amanda, bă, fiate, mergi după el și ori îl prinzi, ori îl omori. nu contează numai să scăpăm de asta că ne bâzee. Și acum aș pune asta corona pe cap și zice, bă, Harley Quinn, ce zici? Lumea asta e destul de bună pentru tine sau nu? Și Harley mânca aici cu dragonașul ei, gândindu-se că Pudding Chan o să vin la tine într-o zi, dar ce să mai vii la el ca venit el la tine. Și așa s-a terminat. Ultimul cadru, ultima bucată, ultima poză este Joker-ul aici care stă pe tron. Foarte fain finalul, foarte frumos de privit acest anime. Nu mi-a băgat opening-ul, iar mie mi-a plăcut mult dezamăgire aici, dar overall foarte fine. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți reacția, o găsiți pe Patreon alături de o grămadă alte reacții. Linkul este în descriere, tot acolo găsiți și Instagramul, TikTok-ul, Patreonul, celălalt canal de manga, iar noi ne au de mâine cu un nou clip.